Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine, nu într-o formă foarte grozavă, dar sperăm noi la fel de interesant ca întotdeauna. Nimeni altul decât Sergiu Motreanu, da, mai glumeț, mai relaxat. Exact, decât mai relaxat. Așa sunt oamenii când nu sunt chiar în cea mai bună formă. Bun, săptămâna, mereu am senzația că facem podcastul ăsta săptămânal, nu-l mai facem de vreo 3 ani jumate, dar... Sechele din copilărie, ce să-i facem? Sechele din copilărie. Bun, primul lucru, ca de obicei, este ce am greșit data trecută. Păi, bună treabă, stai că nici nu m-am gândit. Nu mai țin minte, eu o singură chestie, am un singur dubiu, nu mai țin minte care dintre noi am zis dățile trecute... că era relația de familie dintre Hadrian și Traian. Asta era singurul meu dubiu. Adică în funcție de ce am zis perfect. În funcție de ce am spus atunci, vedem dacă avem sau nu erat atunci. Adică dacă era văr cu tatălui Hadrian, dacă era unchi, dacă era nepot și așa mai departe. Bun. Trebuie evident să începem mulțumindu-le celor care ne susțin, care ne urmăresc, care dau vestea mai departe despre podcastul nostru. Ne bucurăm de fiecare dată când auzim de oameni care sunt încântați de ceea ce facem aici și oameni care au reușit să treacă peste dificultățile primelor episoade, de care să zicem că acum nu neapărat nu suntem mândri, dar care nu sunt la aceeași calitate pe care o facem acum. Și care au stat alături de noi și au ascultat până la capăt și așteaptă următorul episod pe care acum sperăm să-l aducem la timp. Da, încet încet vedeți, am ajuns la episodul numărul 126. Uh-huh. În episodul ăsta teoretic vom trata cea mai mare perioadă a Imperiului, adică perioada Imperiului Roman de pe vremea domniei lui Hadrian, adică între 117 și 138, și exact ce spunea data trecută, în sfârșit, anul pe care îl discutăm cumva excedează numărul episodului și eu sunt foarte mândru de chestia asta. Așa. Sperăm că de acum încolo vom progresa poate un pic mai repede. Bă, nu știu. Oricum, ce să zic, dacă o ținem... Interesul nu este să progresăm foarte repede, ci interesul este să trecem prin lucrurile astea pentru că sunt interesante și să aflăm cât mai multe lucruri pentru a înțelege ceva mai bine cum stau lucrurile în această perioadă istorică. Și dacă mai zic încă o dată lucruri, să-mi dai o... Nu, corect. Nu, eu zic că e bine, dacă o ținem tot așa, atunci când vom ajunge la episodul 1900, cel mai probabil vom discuta despre primul război mondial sau de răscoala din 1907, ceva de genul ăsta. Bun, înainte de asta, înainte să începem episodul propriu-zis, trebuie să le mulțumim celor care ne sprijină pe Patreon. Alături de ei a venit acum și Nicu Rădoi. Îi mulțumim, le mulțumim tuturor care ne sprijină și puteți să ne găsiți pentru toată lumea. Puteți să ne găsiți pe patreon.com/podcastdeistorie. Și evident ne găsiți podcastul nostru la toate adresele binecunoscute, podcastdeistorie.ro, facebook.com/podcastdeistorie, și ne găsiți pe orice platformă de podcasturi, inclusiv pe YouTube, care nu este platformă de podcasturi, dar punem acolo niște clipuri care seamănă ceea ce ar trebui să fie. Bun, și acum această introducere fiind făcută, putem să mergem mai departe. Ultima oară când am discutat, îl lăsasem într-o formă nu foarte grozavă pe nimeni altul decât Optimus Princeps Traianus. Da, exact. Spre deosebire, vedeți, norocul nostru, spre deosebire de Traian, despre care am vorbit foarte mult, sursele sunt mai darnice, să știți, sursele antice, cel puțin, sunt mult mai darnice cu Hadrian. Și atunci o să încep, deși paradoxul e că vom vorbi mai puțin despre Hadrian, dar spuneai tu data trecută că vom analiza puțin sursele astea să vedem cât de imparțiale sunt, cât de coafate, cât de lipsite de încredere, cât de panegiriste, pentru că am văzut există și latura asta în scriitura romană și grecească de pe vremea respectivă, însă, așa cum spuneam, pentru simplu fapt că doar pe astea le avem, eu propun să ne bazăm pe ele și pe asta vi le vom prezenta, adică, mă rog, însoțite de spiritul critic cu care v-am obișnuit deja, dar lucrăm cu materialul clientului pentru că altul nu avem. Exact. Sergiu acum vă previne de ceea ce o să vă spun eu, și anume faptul că, în ciuda faptului că Sergiu v-a zis că sunt mai multe surse pentru Hadrian, există o mare problemă. Deci
În perioada asta e perioada în care chiar viețuiește și devine chiar actor într-o mică scenetă, Suetonius. Suetonius, prietenul nostru, un cărturar născut undeva în nordul Africii, care ajunge, printre altele, să fie și secretarul lui Hadrian. Fiind secretar în cancelaria imperială, are acces la surse, este motivul pentru care avem atât de multe biografii relativ bine documentate, chiar dacă sunt un pic orientate așa spre Cancan. Din păcate, deci, Suetonius nu prea are cum să scrie despre Hadrian, fiind el însuși cumva contemporan, și Suetonius ca sursă nu ne-a mai încântat cu nimic legat de Traian sau, evident, Hadrian. Ne lipsește Tacitus, că am mai vorbit că ne lipsește Tacitus. Și singura, avem acum, practic, pe lângă Dio Cassius, avem o singură nouă sursă. Este o sursă scrisă undeva, e un pic neclar. E scrisă de 6 autori, cel puțin așa se presupune. Se numește Historia Augusta. Acum e o mare problemă cu această Istoria Augusta. Poate la Hadrian, de exemplu, nu este atât de clar, deși și acolo se simte că este o biografie părtinitoare. Vrea într-un fel să replice cumva stilul biografic al lui Suetonius, nereușind să fie la fel de fermecător, dar are o mare problemă. După mai multă analiză, cumva cam toți istoricii se uită cu oarecare circumspecție în legătură cu informațiile cuprinse în Istoria Augusta. În primul rând că Istoria Augusta, ea însă se autodiscreditează spunând că, băi, unele lucruri în prefață parcă, spun că unele lucruri știți voi cum au fost și le luați, știți voi cum să le interpretați. Interpretarea istoricilor este că, de fapt, multe lucruri din Istoria Augusta sunt fie exagerate, fie unele chiar inventate. Și o să vedem de ce există suspiciuni mai încolo când o să vorbim despre cei 30 de tirani. Există foarte mult dubiu în legătură cu informațiile alea. Numai că, din fericire, acum, având două izvoare în paralel, putem un pic să le comparăm și să le discutăm ca atare. Asta spuneam și eu, ne uităm și la Cassius Dio cu un ochi, ne uităm și la Istoria Augusta cu celălalt ochi, încercăm să găsim un numitor comun. Chestia asta, biografia asta, se numea de fapt Vite Diversorum Principum et Tyrannorum Adivo Hadriano Usque ad Numerianum Diversis Composite. Adică o biografie, viața diversilor împărați și tirani de la Hadrian la Numerian. Cumva putem să ne referim și la perioada în care a fost scrisă, că o să vedem, e scrisă cumva și pe vremea lui Diocletian, pe vremea lui Constantin cel Mare, deci este scrisă după ce se termină biografia propriu-zisă, pentru că Numerian ăsta își termină regnul în 284, chiar înainte de Diocletian. Uh-huh. Și exact cum spui și tu, sunt prezentate informațiile pe principiul lui Suetonius, cu multe bârfe, cu multe informații din astea despre împărați la nivel foarte personal, așa, de la caracterul lui, fapte mai mult sau mai puțin reprobabile. Și atunci ai dreptate, adică e foarte posibil să nu se fi întâmplat chiar așa, adică dacă ne-am uitat cu ochiul ăsta critic la Suetonius, nu văd niciun motiv pentru care nu am face-o și în cazul Istoriei Augusta. Dar mai avem ceva. Dacă sunt doar astea două surse, e suficient. Dar îl mai avem pe Fronto, pe Marcus Cornelius Fronto, care e un om politic foarte important în perioada asta, în perioada, și în perioada lui Hadrian, dar mai încolo, în vremea următorilor doi împărați, pe care nume nu o să-l rostesc ca să nu dezvălui informații prețioase. Și tipul ăsta a avut pasiuni puțin mai umaniste, a fost avocat, a fost filozof. Și din punct de vedere, mi-a plăcut chestia asta, să știți că din punct de vedere a retoricii, mulți îl consideră cel mai mare orator după Cicero. Și ne-au rămas multe tratate de gramatică despre el. Dar cel mai mult, dar cel mai mult pe noi ne interesează scrisorile sale. E o corespondență pe care el o poartă cu viitorii împărați. Și mai face tot felul de aprecieri din astea la
la societatea romană, la perioada din tinerețe a lui, adică și pe vremea lui Hadrian. Și mai avem încă, uite, dacă e interesat, că nu știam chestiile astea, le-am aflat și eu acum, mai avem doi autori greci, un tip Pausanias, care a fost tot așa contemporan cu Hadrian, și Philostratus. Bă, tipul ăsta Pausanias e un geograf de calibrul lui Strabon. E super respectat, a fost super respectat în epocă și ne-au rămas chestii foarte importante de la el. Și o să vedem când, așa cumva, dacă suprapunem perioadele petrecute de Hadrian prin Grecia, prin Ahea, cu ceea ce spune Pausanias, putem să aflăm și de aici multe informații. Și Philostratus ăsta, mă rog, e un sofist, e un filozof de mai mică anvergură, dar Hadrian, din nou, fiind foarte apropiat de cultura grecească, o să vedem că anumite aspecte ale domniei apar și în scrierile lui. Și cam atât, astea sunt sursele, am zis să vi le prezentăm, dacă vreți să puteți căuta și voi, sunt la liber majoritatea pe net. Să sperăm că am înțeles ce era de înțeles, dacă nu ne mai ajutați voi. Da, în legătură cu istoria Augusta singura, pentru că o să fie un text pe care o să-l urmărim câteva episoade de acum încolo, sunt, cum ziceam, iarăși niște semne de întrebare, inclusiv că o mare parte, adică nu o mare parte, o parte din conținut este inventat. De exemplu, în perioada crizei celui de-al treilea secol, sunt prezentați 30 de tirani. Unii din ei sunt prezentați într-o lumină atât de dubioasă încât nu este imposibil ca, pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei Augusta, să fie din ce în ce mai fanteziste lucrurile. În plus, ce este suspicios este că sunt prezentați 30 de tirani ca și cum ar veni o copie a celor 30 de tirani din istoria grecească, pe care noi nu am discutat-o foarte în detaliu, pentru că atunci cumva încercam să trecem peste istoria grecească, dar în principiu există niște semne de întrebare, e posibil că câteva din numele specificate în istoria Augusta nici măcar să nu fie existat, să existe doar pentru a face o paralelă cu istoria grecească. Evident, în momentul în care este scrisă istoria Augusta, este un moment în care practic cultura elenistică a câștigat întreg imperiul roman și deja o să vedem de fapt că influența culturii elenistice încă de pe vremea lui Hadrian este foarte importantă. Da, în și mai e un istoric, tot așa, apropo de istorie așa Contrafactuală și aspirațională, Apian. Apian e tot contemporan cu Hadrian, dar el tratează... Nu, Apian, și Apian. Apian se naște în anul 95 în Alexandria și acum e destul de măricel. Deci își scrie toate războaiele lui, numidiene, civile, tot ilirice, și le scrie în perioada asta lui Hadrian, doar că... Având acces și el la biblioteca din Alexandria, la chestii de genul ăsta din trecut, nu a tratat cum a făcut și Suetonius. Deși Suetonius, o să vedem, o să vă povestim, avea toate motivele să scrie nasoale despre Hadrian. Dar dintr-un motiv sau altul, dintr-un motiv pe care credem că l-am înțeles și în cazul lui Tacitus, care nu scrie nasoale despre Traian, nici Suetonius nu scrie nasoale despre Hadrian. Da, nici n-ar avea nevoie, pentru că dacă e să spunem noi nasoală despre Hadrian, o să avem de spus și o să vedem că e de zis. Bun, Publius Aelius Hadrianus. Hai să începem cu persoana despre care vorbim. O să-i facem, cred că cel mai bine, pentru că da, până la urmă nu e o mare surpriză că Publius Aelius Hadrianus este următorul în lista împăraților romani. O să-i facem o introducere un pic vorbind despre tinerețea lui, cursus honorum, relația lui cu Traian, și după aceea vorbim și despre felul în care preia el conducerea imperiului. Cred că ar fi cea mai simplă și bună abordare. Ce zici? De acord. Da. Publius Aelius Hadrianus se naște în 76, foarte probabil în Roma, deși se sugerează că s-ar fi născut în afara Romei, în Italica. Italica nefiind în Italia, Italica fiind în Spania, foarte aproape de Sevilla. Sevilla. Foarte aproape de Sevilla, Italia, Italica pe Betis.
orașul se numește acum Guadalquivir. Așa, Guadalquivir. E și un râu acolo, da. 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 Și tatăl lui este Elius Adrianus Safer, e senator și motivul pentru care suntem destul de siguri că Hadrian s-a născut la Roma este că fiind senator, Hadrianus Safer este cumva obligat să locuiască în Roma, este obligat să stea în Roma în perioada respectivă cât este senator. Să nu uităm, aici senatorii sunt mai mult sau mai puțin pe viață. Deci, da, cam asta este. Cumva nu e de mirare că familia lui și familia lui Traian sunt puțin înrudite. Poate, Sergiu, explici tu dacă tot te simți că poate am greșit acolo? Păi, stai o secundă, să mă refer la paradigma asta, nașterii, a copilăriei și a familiei lui Hadrian, pentru că o să vedeți, este aproape identică cu cea lui Traian și noi am discutat chestiile astea. Deci nu o să intru din nou, să vedeți, foarte lapidar, așa foarte clar și concis. Nu intru iar în disputa asta cu provincialismul, că s-a născut la Roma, că s-a născut în Italica. Este irelevant. Este irelevant pentru că am demonstrat extrem de logic și am explicat acolo exhaustiv. E un non-subiect ăsta din moment ce și Hadrian și Traian erau ambii cetățeni romani. Aveau aceleași drepturi cu toți ceilalți cetățeni, indiferent de locul de baștină, inclusiv să ocupe un post de magistrat care, mă rog, urcând așa pe treptele piramidale ale cursului onoarei, ajungi și la consul. Și fix ca în cazul lui Traian, și tatălui Hadrian a fost un senator roman. Că noi discutam atunci, cumva Traian și-a datorat ascensiunea tatălui său. Ei bine, aici la Hadrian se împart un pic apele. El, datorită tatălui său, datorită familiei, are dita mai latifundia în Spania, dar cum ai spus și tu, petrecea foarte mult și la Roma fiind senator. Na, îl obligau cumva treburile politice să facă chestia asta. Însă atunci când Hadrian avea 10 ani, tatăl său moare și deși chestia asta în sine e o veste foarte tristă pentru un băiețel de 10 ani, bă, evenimentul ăsta nefericit, cumva o să vedeți, în cele din urmă duce la o poveste din asta de succes, duce la accederea lui Hadrian la funcția supremă în stat. Și apropo de relația lor de rudenie dintre Hadrian și Traian, eu știu, sau așa am citit, așa am înțeles, că Traian era văr cu tatălui Hadrian. Deci Traian este unchi lui Hadrian, nu sunt veri între ei. E un fel de unchi de al doilea, cam așa e. Adică e într-o familie din asta extinsă și atunci când Hadrian moare la 10 anișori, îi sunt asignați doi tutori care adică vor să aibă grijă de latifundia astea, de Drogheda din Pasăra Spin. Bă, era omul bogat, n-avea ce să facă la 10 anișori, trebuia să aibă grijă de familia lui și sunt numiți doi oameni despre care am mai vorbit, Marcus Ulpius Traianus, care pe vremea asta era doar un soldat, deci nu ajunsese nici măcar consul, și da, un soldat promițător, și mai era încă un tip tot așa din Italica, de la el de acolo, din un ajutor de nădejde a lui Hadrian, o să mai auzim numele ăsta, Publius Acilius Atianus. Ăsta e viitorul comandant al gărzii pretoriene, tot așa am vorbit, după ce ajunge Traian Princeps, îl numește pe ăsta ca să aibă spatele acoperit. Și ăștia doi fiind și înrudiți și apropiați din acele, erau practic consăteni, ca să zic așa, na. Și poate și Traian, neavând fiu, a vrut să-și dezvolte instinctul ăsta patern. Putem să discutăm multe chestii aici, dar nu. Ideea ce vreau eu să spun doar e că Hadrian, prin intermediul celor doi, a beneficiat de educația aferentă high class-ului de la Roma. Atâta voiam să spun și o să vedem. Are o înrăurire asupra ceea ce am spus și nevasta lui Traian, Plotina. Hai să trec eu foarte pe scurt prin punctele cele mai importante din această perioadă. În primul rând, în tinerețe dezvoltă o mare pasiune pentru cultura grecească, atât de mult încât mai târziu mi se sugerează că ar fi fost poreclit Greculus, un fel de grecușorul sau ceva de genul ăsta. E pasionat de vânătoare, o ocupație foarte nobilă în lumea greacă, dar care e văzută cu suspiciune de către romani. Pe vremea lui Domitian, stă sub protectoratul patronului lui Traian, practic e patronul lui,
Traian, dacă ține minte, se dovedește fidel lui Domitian, intră în apărarea lui în momentul în care are loc o răzmeriță pe Perin, tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci cumva este pe calea cea bună în a urca în high class-ul, în clasa înaltă romană, da? Ajunge să fie numit tribun militar al legiunii a doua, Adiutrix, la Aquincum, care este Budapesta de azi. Iar în 96 este transferat la Legio 5 Macedonica, în Moesia Inferior, pe Dunăre, acolo unde știm noi că este locul favorit al lui Traian. În momentul în care Nerva decide să-l numească pe Traian urmașul lui, Adrian este cel care i-a trimis, și am mai povestit acest episod, dar acum cumva o să avem un pic mai mult context. Adrian este cel care i-a trimis la Traian, care era Perin, pentru a-l felicita în numele legiunilor din Moesia Inferior. Traian, mai departe, îl ține la el după ce este trimis acolo, îl numește tribun militar al legiunii 22 și cumnatul lui Hadrian, un anume Iulius Servianus, un alt asociat, un alt prieten de-al lui Traian, preia și el comanda legiunii. De ce zicem de numele ăsta? Pentru că între Servianus și Hadrian se construiește o rivalitate care va dura efectiv până la moarte. Și o să tot, de fapt nu o să tot revenim, dar cumva o să revenim asupra acestui episod. Să știi că mai e o chestie aici, poate pe care nu o observă multă lume. El la 15 ani, Hadrian, îmbracă toga virilis ca orice bărbat care se respectă la Roma. Așa se întâmplă, da? Își începe cursus honorum și cu ocazia asta, foarte, foarte important, poate să și gestioneze singur averea, ceea ce și face. Doar că în loc să meargă în Italia să se ocupe, în Italica, scuze, să se ocupe de chestia asta cu responsabilitate, cum și-ar fi dorit Traian, el se apucă, cum ai zis și tu, de mers la vânătoare, de pierdut timpul cu activități din astea, mă rog, inutile pentru alții, dar nu și pentru el. Și m-am uitat puțin așa în paralel la evoluțiile celor doi. Pe vremea când Hadrian are 15 ani, Traian ajunge să fie numit consul ordinar de către Domitian. Îl ajută împotriva ceatilor, e în anul 91. Și Hadrian cumva are o conexiune cu unul dintre cei mai importanți oameni din Imperiu. Să nu uităm chestia asta, da. care Traian decide să-i dea un ghiont așa, mă rog, nu știu cât de amical, dar îi spune, bă, ia-o tu pe calea asta militară, cursus honorum, lasă vânătoarea, lasă glumițele pe acolo, vino la Roma și vezi despre ce e vorba. Ce îl face cu adevărat special pe Hadrian, și n-am mai văzut chestia asta la nimeni, la niciun princeps, nu doar la princeps, la niciun consul până acum, nu știu, poate am fost eu orb, dar n-am văzut. El nu are, v-am spus, primul post pe scara asta valorii, pe cursus onorum, este tribun militar, cum ai zis și tu, da, te duci la o legiune, încerci să-l ajuți pe legatul ăla, că s-a dus în Budapesta, că după aia tot pe Dunăre, pe Rin și așa mai departe. Hadrian face 3 magistraturi de tribun militar, deci e unheard of. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta, adică nici unul, toți voiau să ardă etapele astea, adică te duci un an la o legiune, te duci un an la altă legiune. Până la urmă e foarte bine teoretic. Tribunul militar se ocupă de tot felul de chestii organizatorice, el chiar vede cum funcționează lucrurile astea, pregătire, aprovizionare, nu știu, informare, învață de la legatul ăla câte ceva. Dar v-am spus, la Hadrian chestia asta mi se pare dubioasă. Mi se pare complet atipică și... Nu mi se pare neapărat dubioasă, adică e într-adevăr atipică, dar mi se pare că crescând cumva sub dominația patronului lui, care era Traian, exact, probabil mare discuție. Acceptă instrucțiunile lui Traian și asta este... aici se termină toată șmecheria, tot secretul. Ăsta este tot secretul. Deci tu spui... că nu a evoluat, adică nu a trecut mai repede la funcția de chestor, a repetat de 3 ori funcția de tribun militar, doar pentru că Traian l-a strunit așa și nu și-a dorit să evolueze mai repede. Eu credeam că ok, nu-l favorizez pe ăla, nu-l lași să sară 2 trepte odată, nu-i grăbești cursus honorum, nu-l lași să înceapă la vârste mai fragede. Dar omul, o să vedeți, deci ce a făcut Hadrian, n-o să mai vedem de la Pompei cel Mare încoace. Omul a fost în perioada imperială, a fost
tribun al plebei, ca să înțelegeți, deci despre ce vorbim. Adică mi se pare, ori că și-a bătut joc Traian foarte subtil de el, ori că omul chiar a vrut să înțeleagă cum funcționează Imperiul Roman din toate punctele de vedere și din interiorul fiecarei magistraturi în parte. Bine, e neclar dacă la acest moment își face astfel de planuri, astfel de idei. Eu tot cred, deci impresia pe care mi-a lăsat-o mie este că are o seriabilitate excesivă față de Traian. Îi datorează lui Traian foarte mult, chiar înainte ca Traian să fie pus atât de rapid pe drumul spre scaunul de imperator. Deci de asta zic, cumva nu mi se pare, deci s-ar putea pur și simplu să fi fost mult prea umil și mult prea supus lui Traian și să fie mai interesat degrabă de ceea ce își dorea Traian de la el decât de ceea ce își dorea Cursus Honorum. Poate Cursus Honorum era o chestie suficient de îndepărtată pentru el să-și dea seama că până la urmă, nu știu, și o carieră de simplu senator e suficient de bună pentru el și dacă și-o începea cu nu una, ci trei magistraturi minore, asta e, nu e nicio problemă. Deci nu mi se pare mai degrabă că vrea să-l mulțumească pe Traian și S-ar putea să aibă logică ceea ce spui, cu o singură condiție. Mandatul numărul 2 și numărul 3 de tribun militar să fi venit, și cred că așa s-a întâmplat, au venit în cazul lui Hadrian deja când Traian știa că va fi princeps. Pentru că în anul 92, 93, 94, 95, 96, Traian cam lâncezea. Hadrian, ok, deja încă o chestie. Hadrian era major, Traian nu mai era tutorele lui. Erau amândoi majori, ok, erau doar prieteni, nu mai avea cu ce să-l ajute și cumva eu văd chestia asta pe care am citit-o și în istoria Augusta. El se duce foarte fericit când e tribun militar în Germania Superior și află că Traian e numit princeps după ce ăsta Nerva a sucombat prin deces. E foarte fericit, se duce acolo, cumva trece peste toate bețele în roate la propriu pe care îi le pune ginerele, așa, nu, ginere, nu le-am cunoscut, cumnatul lui, și e foarte fericit, așa înțeleg eu lucrurile, pentru că dacă Traian ar fi fost un simplu guvernator de provincie, nu văd de ce Hadrian ar fi vrut să se asocieze atât de pregnant cu el. Dar din momentul în care e viitor princeps desemnat, bă, atunci înțeleg, are toate motivele să se dea bine pe lângă el. Deci este clar că Adrian se face punte și luntre la propriu pentru a îl mulțumi pe Traian și treaba asta îl face unul din câștigătorii. În momentul în care se întoarce la Roma, devine unul din preferații lui Traian și nu preferații, ok, nu discutăm acum despre potențiala legătura amoroasă dintre cei doi. Dacă există sau nu există, nu există niciun fel de certitudine în legătură cu treaba asta și mi se pare foarte puțin importantă. Mai important mi se pare însă ce se întâmplă mai departe, și anume că lucrul pe care ni-l zice istoria Augusta este că în momentul în care se întoarce la Roma, îi face prea multă concurență lui Traian pe tărâm amoros. Cu alte cuvinte, știam că Traian este pasionat de băieței, dar se pare că și Hadrian cumva îi face concurență și mai fură un pic din inocența băiețelilor preferația lui Traian. Și vorbim despre lucrurile astea cu relaxare, sunt niște lucruri care, apropo, erau văzute în epocă destul de urât cât timp erai suficient de sărac. De exemplu, bărbații care se angajau în acte homosexuale în armată erau omorâți în bătaie cu bâtele. Dar dacă treci de un anumit rang, e foarte ok. Și cam despre asta e vorba. Practic, Adrian este în acea zonă în care lucrurile astea sunt ok. Și se întâmplă lucrurile, nu este un simplu militar,
Adrian în momentul în care se întâmplă lucru. Un exemplu perfect de legi pentru dulăi și pentru căței. Pentru dulăi exact. Sunt într-un fel, pentru căței sunt în alt fel. Acum, spune. Continuăm cu povestea, okay. Dacă mai sunt lucruri pe care vrei să le zici pe aici. Doar așa de fond, nu de formă, adică te las să continui cu partea cronologică. În tot timpul ăsta, eu cred că Traian l-a ținut așa la mantinelă. Suportul adevărat pentru Hadrian a venit din partea lui Atianus, așa văd eu lucrurile, și lui Lucius Licinius Sura, care o să vedeți, îi ține partea inclusiv în problema asta cu băieței. Și așa văd eu, adică așa reușește cumva să treacă peste micile astea scandaluri în care mai intră inevitabil. Tot așa, ajunge chestor după ce, aici nu știu, dar mi se pare logic să fi fost alături de Traian în vizitarea. Și am spus că tot ceea ce o să ni se pare că are legătură între Dacia și Hadrian o să amintim. Nu știm exact aici dacă Hadrian, nici n-ar vrea să mă entuziasmez foarte tare, dacă Hadrian îl însoțește sau nu pe Hadrian atunci când Traian merge să inspecteze granițele dunărene. Dar știm că în anul 99, cum ai zis și tu, e deja la Roma și e în anturajul ăsta imperial destul de puternic și poate cumva să se concentreze pe magistraturile civile. A făcut o paia de tribun militar, poate să înceapă cu chestor, pretor și o să vedem ce mai urmează. Nelegat de cursus honorum, în anul 100, poate și la insistența Plotinei, dar și la insistența mamei lui Vitrege, care era iarăși, nici nu mai știu care era legătura de rudenie cu Traian, dar era pe acolo. Adrian se căsătorește cu nepoata lui Traian, Sabina... Vibia, cred. Vibia. Vibia, așa. Sabina Vibia. Adrian avea 24 de ani, Sabina 15. Știind cumva interesul lui Adrian, făcut și mai clar într-un episod pe care îl vom discuta mai încolo, foarte posibil că Sabina îl interesează prea puțin și că această căsătorie e mai degrabă o alianță pur politică. În mod sigur nu există copii în urma acestei căsnicii și nu pare o relație foarte fericită, chiar dacă este nefericit de lungă. Deci atunci de ce a fost... Adică de ce au insistat și Plotina și toată familia lui Traian, mă rog. Și Traian până la urmă a acceptat, adică putea să se opună atât de tare, că mai țineți minte, bă, poate nu era cel mai încântat, dar măcar nu i-a interzis cum a făcut Octavian cu Tiberius. Da. Mai țineți minte, nu doar că l-a obligat să divorțeze de nevasta lui, de Iulia Maior, dar bă, i-a și interzis o vadă, mai țineți minte, și l-a obligat de atunci, i-a distrus. O să vedeți, eu... Am găsit destul de multe similitudini între relația dintre Traian și Hadrian și relația dintre Octavian și Tiberius. Și da, dar într-adevăr, asta era întrebarea mea, nelămurirea, dacă era atât de apropiat de Traian, da bine, cumva tot eu aș putea să-mi dau răspunsul, voia să intre cumva și în familia imperială, așa, jet by jet, adică din toate punctele de vedere. Probabil că da, și insistența Plotinei probabil este... posibil să fie de ordin afectiv, să fie genul ăla de relație unde se înțeleg foarte bine și cumva se respectă reciproc și e ceva de genul ok, dacă îmi place de omul ăsta, l-aduc în familia imperială și lucrurile sunt în regulă. Pur și simplu poate să fie genul ăla de chimie. Sau, desigur, putem să ducem lucrurile mai departe și să scornim tot felul de suetonisme, dar nu o să facem lucrul ăsta pentru că, efectiv, nu am avea informație pe care să ne bazăm. Este clar însă că Adrian este printre favoriții Plotinei și Plotina este iarăși printre... va rămâne printre protejații lui Hadrian după moartea lui Traian. Ceea ce zic eu este o dovadă de respect destul de importantă și da, poate că ar trebui să ne reținem la atât. Relația de rudenie, că m-ai întrebat și m-am căutat între timp, dintre Traian și Vibia Sabina este de nepoată-unchi.
Da. Deci Vibia Sabina este nepoata lui Traian. Deci omul intră cu bocanci, așa, intră foarte hotărât în familia imperială. Da. Devine preot al lui Augustus deificat și mai are ceva funcții prin Roma, nu mai știu exact ce. Ce știm însă este că în martie 101 este printre cei care îl însoțesc pe Traian ca și comes, ca și comitet de sfetnici în campania din Dacia. Are, nu, ok, așa e, mai are niște mici magistraturi pe acolo, mai face, se mai duce, mai judecă niște procese, dar în decembrie 100 este ales chestor pentru anul 101. Doar că exact cum spui și tu, în primăvara lui 101 ce știm? Știm că Traian ridică ancora, ridică pânzele spre Dacia, dar începe primul război dacic. Deci a fost chestor, că aici e foarte interesant, cum se leagă magistraturile lui Hadrian de războaiele lui Traian în Dacia. El e chestor doar 3 luni, adică ianuarie, februarie și un pic din martie. N-are în primul război, era să zic primul război mondial, Jesus, în primul război dacic, ăsta Hadrian nu are un rol cine știe ce. Bine, nici nu sunt foarte multe informații, dar nu conduce nicio legiune, nu conduce nimic, nicio jumătate de cohortă, nimic. Face doar parte, exact cum am spus și noi, fără să citim atunci așa de mult, face parte doar din cercul de apropiați al lui Traian. Ceea ce oricum mie mi se pare mare lucru. Adică ai multe de învățat dintr-o experiență de genul ăsta, chiar dacă nu te duci acolo în prima linie a frontului și nu vezi exact cum se desfășoară toată partea asta de aprovizionare, logistică, bătălii, deplasări de trupe, construcții și așa mai departe. Corect, corect. Bun. Și aici, da, dacă mă lași sau nu, bun, scuze că... Nu, continuam cu cariera lui. Bănuiesc că vrei să zici ce se întâmplă în 102. Bagă, că tot așa am o părere foarte ciudată. În 102 este numit tribun al poporului, exact ce povestisei tu, și e cumva obligat să se întoarcă în Roma, deci nu face parte dintre cei care rămân acolo cumva la comanda armatei romane, în pacea aceea bizară între daci și romani. Mie mi se pare încă o ciudățenie la CV-ul lui Adrian, dacă mă întrebi. Adică faptul că tu e clar, alegi. Încă o ciudățenie. Mi se pare că în cazul ăsta, cumva, nu știu, dacă ar fi să ne gândim că Traian se gândește la cariera lui, probabil nu-l vede ca și urmașa lui la conducerea Romei. Poate că vrea să-l aibă acolo ca și piesă politică pe care să o folosească, dar poate că nu vrea să-i construiască o carieră, nu avem de unde să știm, sincer. Ca să înțelegem exact, în anul 102, funcția asta de tribun al plebei era mai mult o chestie de complezență. Adică nu mai era ca în vremea Republicii, când tribunul putea să-i blocheze la mantinelă pe cei mai șmecheri consuli. Avea dreptul ăla de veto cu care făcea praf toată viața politică din Republică. Eu ți-am spus, nu, are sens ce spui. Poate are legătură cu faptul că Traian nu voia să-l lase pe ăsta să abuzeze cumva. A vrut să-l treacă prin furcile caudine, tocmai pentru că relația dintre ei era atât de apropiată, a vrut să nu-l favorizeze niciun fel. Și atunci l-a pus să facă chestiile astea. Dar ce e și mai tare, din funcția asta, el vine aici, uite, am avut dreptate încă o dată. Bătălia de la Tape a fost foarte, foarte greu câștigată de Traian, pentru că în Vita Hadriana asta, în istoria Augusta, se spune că guvernatorul din Britania îi trimite reinforcement, îi trimite niște ajutoare în toamna anului 101. Ca să înțelegeți un pic, deci Hadrian vine la Roma, se dă mare în fața tuturor senatorilor și spune: bă, fii atent ce victorie strălucitoare a repurtat Traian pe frontul din Răsărit. Dar nu e chiar așa. Și am spus și atunci, ei au fost chestii care puteau să go either way. Deci dacă, dacă nu știu, colaborau mai bine cu aliații lor, dacă n-ar fi reușit să străpungă un front, dacă reușea campania aia din iarna lui 101-102, poate, și o să vedem de câte ori s-ar fi putut schimba, chiar și pe vremea lui Hadrian, destinul acestei provincii foarte, foarte tinerele încă.
Da, da. Bine, o să vedem un pic mai încolo, că e, Hadrian va fi totuși implicat direct în destinul acestei regiuni. Corect. Dar da, să vedem. Deci 102 Tribunal Poporului e ales pentru 105, este ales pretor. Exact. Și cumva Traian îi dă foarte mulți bani pe mână pentru a organiza jocuri publice. Dar omul organizează, numai că, după cum știm, la jumătatea anului Traian pleacă către Dacia. Adrian pleacă și el cu Traian înspre Dacia, deci cumva nu ajunge să profite de popularitatea pe care i-ar dau acele jocuri prin prezența proprie. E un aspect foarte important, pentru că până la urmă cineva care ar fi fost totuși undeva un pion important în cancelaria împăratului ar fi trebuit să aibă cumva și o imagine publică foarte bună. Practic, pașii pentru a avea acea imagine publică sunt făcuți, numai că el cumva nu profită de lucrurile astea, ci merge și alături de Traian în campanie. Până la urmă, părerea princepsului e mai importantă decât părerea plebei. Eu o să fiu iargică contra și o să spun că funcția lui de pretor, pe care și-a câștigat-o în 104, pentru anul 105, n-avea nicio legătură cu throwing games. El n-avea ce să caute, adică edilul face asta. Pretorii au alte chestii și o să vorbesc despre asta. Da, bine. Deci aici cumva astea sunt... Ți-am spus, sunt acum mai intransigent, dar mai catolic decât papa. Nu vreau să insist pe chestia asta. Dar exact așa, apropo de legătura dintre Hadrian și provincia Dacia, exact acum când omul și începe magistratura asta de pretor, urcă serios, adică pretor erai cineva în imperiu, mai aveai un pas. Exact atunci izbucnește al doilea război dacic și Hadrian, în loc să-și facă iar tot mandatul de un an, tot anul 105, în vara, în iunie parcă, sau în iulie, da, în iunie cred că da, pleacă iar cu Traian în Dacia. De data asta, vedeți ce se întâmplă în decurs de 3-4 ani, de data asta primește, e numit legatul unei legiuni. A mai acumulat unul Minerva. Exact, exact. Asta cred că a fost înființată de Domitian, pentru că el era mare admirator al Minervei. Era o legiune destul de tinerică, dar, mă rog, s-a achitat lista cumva de aprecieri, de insigne, de decorații foarte lungă. Cumva așa, nu e nimic spus tranșant, dar contribuția lui la acest al doilea război dacic este una meritorie. E una foarte meritorie și romanii apreciază chestia asta, romanii de la Roma. E numit guvernator al Panoniei Inferior în 107 și în anul 107 au loc niște conflicte destul de importante. În primul rând, are de luptat cu sarmații pentru un motiv care îmi scapă, dar da, din postura de guvernator al Panoniei se luptă cu, cu sarmații. Da, sarmații vin pe la nord, vin pe la nord de Dacie, îi atacă pe la nord de Dacie pe romani. Apoi între 107 și 108 respinge o invazie a Banatului și Olteniei de către Iazigi. Bă, mie mi se pare genială. Deci mie mi se pare deci problema asta cu Iazigii pe care și-au, adică romanii, gândiți-vă, și am discutat chestia asta, cât de mult s-au chinuit ei să-i transmute pe ăștia aici, să fie cumva pavăză a imperiului, să-i apere de barbar, nu știu ce. Bă, numai probleme le-au făcut Iazigii. Deci numai probleme. Nu i-au ajutat cum trebuie într-unul din războaiele daci, da, împotriva lui Decebal. S-au aliat cu nu știu cine, l-au obligat pe Traian să le ocupe un teritoriu și cumva iar s-au răzvrătit. Deci tot felul de chestii din astea simpatice. Deci, dacă ținem bine minte, invazia lui Traian în Dacia s-a întâmplat prin Banat și în momentul în care a făcut în 102 pace cu Decebal, Decebal după aia s-a răzbunat un pic pe Iazigi și a recucerit o parte din Banatul ăla, partea aia pe care nu o stăpâneau încă romani. Împingându-i pe Iazigi în 105-106, zic, împingându-i pe Iazigi un pic mai la vest. Și acum vin romanii și zic, bă, stai un pic, că sunteți prea la vest, duceți-vă înapoi pe teritoriul lui Decebal, pe teritoriul dacilor, duceți-vă înapoi la est. Ce este interesant, exact, ce este interesant este că în... deci, văd aici că se spune că respinge o invazie a Banatului și Olteniei de către Iazigi.
Însă, după ce le respinge invazia, iazigilor li se permite să se așeze în Banat și romanii mențin controlul asupra Olteniei. Ar fi fost un pic absurd să nu țină controlul asupra Olteniei, având în vedere că practic Oltenia este legătura față de resursele la care vreau să ajungă. Ar fi fost un pic absurd să renunțe la controlul Olteniei, dar, mă rog, istoricii ăștia pe care i-am citit erau foarte încântați că romanii reușesc să mențină controlul asupra Olteniei. Dar, practic, în această mișcare se pierde practic prima palmă de pământ din Dacia pe care a câștigat-o Traian, știi? Adică când a pornit campania și a făcut fortăreață după fortăreață după fortăreață, dacă mai ține minte exact la începutul campaniei, exact asta a făcut, a intrat în zona asta și a tot stabilizat teritoriul. Ai spus și tu. Ai spus și tu, Dorine, chestia asta. Atunci când nu avem granițe naturale, erau destul de laxe celelalte. O să vedem că vine Hadrian totuși și schimbă cumva status quo și din punctul ăsta de vedere cu limesurile lui celebre. Bă, încă o apreciere din punct de vedere strict juridic. Hadrian e numit guvernator al provinciei Panonia Inferior cât timp Traian mai e încă în Dacia. Ține minte, războiul se termină în 106, el mai stă până în 107 din motive pecuniare, nu le reluăm acum. Între timp, Panonia e divizată în două, e Panonia Superior și Inferior, exact pe principiul Moesiei. Dar ce remarc la Traian din nou, bă, felicitări, nu încalcă legea nici un milimetru. Principele, ca să înțelegeți din nou, principele putea să numească în postul de guvernator al unei provincii imperiale, cum era Panonia, da? Că au fost destule excepții, nu acum, pentru că în cazul lui Hadrian, Traian decide să respecte la buche legea. Adică el putea să-l numească pe ăsta fără să fie pretor, putea să-l numească guvernator și dacă era chestor și dacă era doar tribun militar putea să facă ce voia, că au mai făcut și alți princeps chestia asta. Dar nu vrea să îl impună nici pe plan intern, nici pe plan extern, nu știu, mi se pare foarte atent cu evoluția lui Hadrian. Nu știu ce să spun din chestia asta, s-am spus, sunt foarte multe interpretări, că nu ținea atât de mult la el, că ținea la el, dar într-un mod ușor invidios. Sunt o grămadă de... și nu o să intru acolo, însă remarc doar tipicitatea și aprecierea pentru lege, până la urmă pentru litera legea lui Traian. După mandatul lui de guvernator în Panonia, nu avem foarte multe informații despre ce a făcut. Știm că în 112 călătorește în Grecia și este numit în Atena Arhon Eponim, adică care dă numele anului, așa cum era la romani consulul. Practic, anul 112 este denumit după Hadrian în numerotarea grecească. Și cam astea sunt aproape ultimele vești înainte de perioada pe care am discutat-o în episodul anterior, cu probabil o singură excepție, faptul că undeva în perioada asta ajunge în poziția de a-i scrie discursurile și de a-i citi discursurile lui Traian în Senat. Practic, cumva dacă e să ne imaginăm un pic, poziția ar fi, nici nu știu, nu cred că avem echivalent acum, dar un purtător de cuvânt, da, deci mai degrabă ar fi un fel de purtător de cuvânt. Și aici vine un moment foarte, foarte interesant, pentru că în momentul în care vine și citește primul discurs al lui Traian, este cumva luat în derâdere, pentru că, zic senatorii cu un pic de răutate, are un accent de provincial. După asta, Hadrian chiar lucrează la intonație și la retorică și următoarele discursuri vor fi citite impecabil, însă există cumva, să zicem că există niște motive pentru care el și cu senatul nu prea se plac. Senatul cumva îl văd cam provincial și cam străin, el este un pic deranjat de atitudinea asta, dar
Până la urmă pare în regulă. Cred că e doar un răutăcist, dacă mă întreb pe mine. Eu cred că în 30 de ani, cât avea el acum deja, a apucat să învețe foarte bine limba latină, cu accent, cu tot ce trebuie. Încă o chestie pe care am văzut-o la istoricii moderni și am văzut-o și în inscripțiile astea din fastii consulari după, și din perioada imperială. În 108 ajunge totuși consul sufect, adică pentru că face treabă bună în Panonia, Hadrian e remarcat. Până să plece în Grecia, ajunge, ok, nu e nici pe departe postul ăsta atât de prestigios cum e consul ordinar, adică ăla, pentru că ea, cum ai spus și tu exact acum la greci, consul ordinar, pe lângă faptul că începea anul, dădea și numele anului în care erai, foarte important, adică, na. Dar era clar pentru Hadrian că era cu un pas mai aproape de vârful piramidei. Deci consul sufect, următorul pas era consul plin. Nu mai știm nimic despre el decât că e numit guvernator al Siriei în locul celui curent care fusese trimis să oprească o răscoală în Dacia. Asta este o notiță de asta care ne dă de înțeles că undeva în jurul anului 117 are loc o răscoală și în Dacia și guvernatorul Siriei este trimis să se ocupe de urgență de situația din Dacia. Un guvernator al Siriei care fusese anterior guvernator al Daciei, cred că vorbești de Quadratus Bassus. Cred că da. Și ăsta știind exact care erau, adică ok, l-a trimis pe ăsta pentru că el fusese după Nigrinus sau nu mai știu, după Scaurianus, că ăștia au fost primii trei guvernatori ai Daciei, a fost și el acolo în intervalul ăla între 106 și 117 și pentru că știa cu ce se mănâncă zona aia, l-au trimis pe ăsta să... Nu știu dacă au fost chiar daci aia care s-au răsculat. Cred că au fost sarmați, daci liberi, adică nu știu dacă au fost chiar din provincie sau din afară, dar cert e că au făcut un pic de deranj suficient de mare încât să îl disloce pe ăsta din Siria, în Siria unde, să știți că nu ajung guvernatorii, toți ciumpalacii, adică toți nei ca nimeni, ajung guvernatori doar cei care merită și care se pricep la partea asta militară și să-l trimit acolo să rezolve problema. Uh-huh. Nu o să mai discutăm de ce se întâmplă mai departe pentru că lucrurile sunt destul de clare. Am povestit ce face, ce anume face în partia Traian, cum anume își simte cumva sfârșitul aproape și se îndreaptă către Roma, se oprește în Cilicia și în Cilicia după o suferință de câteva zile moare și parcă aici am lăsat povestea, nu? Până să ajungem aici, doar o chestie așa de, mă rog, de cultură generală, simpatică treaba, el până să se ducă să-l ajute pe Traian în campania lui împotriva parților, iar între 109 și 113 stă în Grecia, stă în Ahea, stă în Atena. Și aici cumva el se simte ca peștele în apă, adică pentru mulți romani, cum ai spus și tu la începutul episodului, Grecia era patria civilizației, da, filozofie, literatură, tot felul de artă din astea frumoase. Chiar dacă își pierduse, Atena își pierduse clar importanța asta politică și militară, pentru Hadrian a fost foarte important. Obține postul ăsta de arhon, cum ai spus și tu, și încă se întâmplă acum încă o șmecherie, tot așa, nu înțeleg. Mi-aș dori să am mai multe informații pentru că sunt capabil acum să pun tot felul de întrebări din astea destul de inquiring, destul de iscoditoare. De ce transformă exact acum când este Hadrian în Ahea, provincia asta din senatorială în imperială, pentru că exact așa face și cu Bitinia și Pontul, când acum se află Pliniu cel Tânăr aici. Da, e o întrebare foarte bună. Poate că se pregătește cumva să folosească provinciile astea în sens militar sau poate pur și simplu este o slăbiciune a senatului care cedează foarte ușor dominației imperiale, pentru că suntem încă în perioada principatului și ca idee, deci istoria Imperiului Roman se împarte în două, deci există această împărțire cumva în două, până la Aurelian, cel care știm că ne-a părăsit ca pe Penelopa în Prag, până la Aurelian este ceea ce s-a numit principatul sau cred că chiar înainte de Aurelian și după este ceea ce se numește dominatul, adică momentul în care princepsul nu mai este princeps, este împărat în toată regula. Dacă vedem, încă avem discuții despre relația dintre princeps și
și Senat, discuție care nu va mai exista mai târziu. Pur și simplu Senatul este doar o adunătură, dar un fel de sindicat al celor mai bogați indivizi din Republică, de fapt din Imperiu. Și da, cam asta va fi. Bine, din punct de vedere relația. Însă deocamdată suntem încă în perioada în care Senatul mai contează, relația cu Senatul mai contează și vedem o transformare lentă către nimic nu se întâmplă foarte rapid. Noi știm că este imperiu de 100 de ani, dar totuși nu pare. Deci acum în 113, Hadrian e chemat la oaste, cum ai spus și tu, trecem peste războiul ăla din partea, că l-am discutat la Traian, dar până să vină el în 113, decide să adopte complet și filozofia și stilul de viață al grecilor și își lasă barbă. Da. Tot așa, ca informație de cultură generală, e o premieră, din nou, este o premieră pentru un împărat roman, cel puțin la nivel de monumente de preamărire, adică nu o să vedem niciun mausoleu, nu o să vedem nicio columnă, nu o să-l vedem pe Traian cu barbă, nu o să-l vedem pe Domitian cu barbă, nu o să-l vedem pe Nero cu barbă și așa mai departe. Nu înseamnă, acum nu știu dacă în viața de zi cu zi ăștia chiar se rădeau toți în fiecare dimineață, înseamnă doar că în accepțiunea publică, în conștiința publică, trebuiau să arate ăștia într-un anumit fel. Ei bine, Hadrian schimbă și paradigma asta și încă o chestie foarte tare, e influențat mai mult ca sigur de filozoful stoic Epictetus. Trăiește pe vremea asta la Atena și în Grecia, nu doar la Atena, Epictetus ăsta, care spune o chestie foarte, foarte drăguță, zice, bă, cum altfel ne-am putea deosebi de femei dacă nu ne-am lăsat barbă? Natura ne-a lăsat cu barbă, așa că trebuie să o lăsăm acolo, nu să o mai tundem din cât în când, dar nu trebuie să-i supărăm pe zei și să confuzăm cumva sexele. Știi, ceea ce e foarte tare, adică, bine, eu i-aș mai spune de niște diferențe anatomice dintre bărbați și femei, dar nu vreau să folosesc un limbaj colorat. Avem deja un episod cu limbajul ăsta și mă abțin. Exact. Deci Epictetus era simpatic, dar mă rog. Bun, hai să vorbim despre moartea lui Traian. Moartea lui Traian e privită cu suspiciune. Nu pentru că se suspectează că Traian ar fost omorât, otrăvit sau ceva de genul ăsta. Nu, cumva e de la sine înțeles că omul se îmbolnăvește, foarte posibil să fi luat o insolație sau să fi fost altceva, nu știm exact ce, însă este clar că și el își simte sfârșitul aproape, nu este otrăvit. În momentul în care ajunge în Cilicia, stă 2-3 zile înainte să moară, alături de el, pe partea de moarte, îl îngrijește Plotina. Scuze Dorine, mii de scuze. Deci vreau să fac totuși o erată. Mi-am adus aminte. Apropo de războiul ăsta dintre romani și parți, în care într-adevăr Traian, având peste 60 de ani, cumva își supra-solicită corpul, zăpezile din munții Armeniei, deșertul din Mesopotamia, toate câmpiile alea, stepe, ce mai era pe acolo, și o cauză poate chiar mai importantă decât lipsa de reacție a parților este conflictul intern. Eu am spus până acum de conflictul ăsta între parți și Imperiul Cușan, pentru că erau niște conflicte acolo în zona Bactriei, dar e la fel de probabil și posibil și probabil ca să-i fi afectat mai mult, adică faptul că romanii au reușit să intre ca în brânză, să se ducă Traian până la Golful Persic fără să opună parții o prea mare rezistență, se datorează, sau mă rog, se cauzează și faptului că era un conflict intern în Imperiul Part. Și după ce și l-au rezolvat, s-a terminat comedia și o să vedem că începe tragedia pentru romani. Dar până atunci, na, cam asta e cauza. Eu am spus că ăștia sunt angrenați într-un conflict extern, dar e la fel de important și conflictul intern de la ei din Imperiu. Bun, deci care este istoria oficială? Istoria oficială este că 2 zile înainte de moarte, Traian îl adoptă pe patul de moarte pe Adrian. Adrian primește vestea în Siria, el este guvernator în Siria, primește vestea în Siria și decide să facă o sărbătoare în acea zi în cinstea noului său nume, practic noua lui zi de naștere. 2 zile mai târziu primește vestea că Traian a murit și atunci decide să
să creeze o nouă sărbătoare în care să fie sărbătoarea în care este el numit princeps. Ca și idee, există, cum ziceam, niște suspiciuni și anume teoriile sunt, să zicem, un pic fanteziste, în sensul că se presupune că Plotina, în ciuda, deci Traian moare fără să lase un moștenitor, poate într-un fel dorindu-și o moarte precum Alexandru cel Mare, care nu a lăsat un moștenitor în urma lui. Traian să fi optat pentru o soluție similară și să fie ceva de genul, băi, toți prietenii mei să împartă ei între ei cum știu mai bine. Păi, dar ți se pare inteligent cum a gândit-o? Adică n-are niciun exemplu în istoria trecută în care a funcționat alegerea sa lui. Uite ce s-a întâmplat cu Alexandru. Adică absolut, absolut. Deci nu. Asta este una din variantele fanteziste. A doua variantă fantezistă este că da, ok, a murit și a murit înainte să lase un moștenitor, chiar dacă și-ar fi dorit, poate să lase un moștenitor. Și Plotina ar fi angajat un actor care să vorbească cu vocea lui Traian în timp ce dictează edictul prin care anunță înfierea lui Adrian. Și să-l mai țină încă, să-i mai țină în cadavru încă vreo două zile și de-abia după aia să anunțe că a murit. Eu am două citate aici, un citat din Vita Hadriana și un citat din Cassius Dio. Dacă vreți să le dau pe amândouă, că sigur, sunt foarte simpatice. Sigur, dă-le pe care vrei tu. Sunt unii care pretind că adoptarea lui Hadrian ar fi fost opera partidei Plotinei, care imediat după moartea lui Traian l-ar fi substituit pe acesta cu un impostor ce ar fi vorbit cu o voce stinsă în numele împăratului. Exact ce spui tu. Și Cassius Dio, fii atent ce spune Cassius Dio. Deci murind Traian fără copii, Atianus, pentru că vreau să mă mai refer la o chestie, succesiunea sa la domnie dintre Traian și Hadrian, paradoxal, poate nu o să fiți de acord cu mine, nu are atât de mult de a face cu Traian sau cu Hadrian. Are de a face cu alți oameni. Are de a face cu Plotina și cu Atianus. Și o să spun imediat despre ce afirm, despre ce am făcut aserțiunea asta. Deci murind Traian fără copii, Atianus, concetățeanul și fostul său tutore, precum și Plotina, care era îndrăgostită de el, adică de Hadrian, bă, așa spune Cassius Dio, nu eu, nu trageți în mesager, îl desemnară cezar și împărat, fiindcă era cel mai aproape și avea sub comanda sa o mare armată. Tatăl meu, deci fii atent ce spune Cassius Dio, genial, tatăl meu, Apronianus, care fusese guvernator în Cilicia, deci chiar unde murise Traian, înainte de el, adică foarte aproape de perioada asta, știa bine toate câte s-au petrecut. El îmi spunea, printre altele, cu lux de amănunte, că moartea lui Traian s-a ținut ascunsă câteva zile pentru ca știrea despre adopția lui Hadrian să se răspândească mai întâi public. Aceasta s-a observat și din scrisoarea către Senat, căci nu o semnase el, ci Plotina, lucru pe care nu-l făcuse în nicio altă împrejurare. Adică a fost un forgery, cumva i-a falsificat semnătura lui Traian și nu i-a falsificat, a semnat Plotina. A semnat Plotina, ok. Dar asta spun, cumva nu Traian și Hadrian sunt importanți pentru povestea asta, ci Plotina și Atianus. Da, e foarte posibilă treaba asta. Și istoria Augusta, din contră, consideră, dacă țin bine minte, consideră numirea lui Adrian ca fiind legitimă. Da, da. Hai să spun ce se întâmplă, ca să exact. Eu și eu am stat și m-am gândit, bă, deci Plotina trimite scrisoarea asta senatului, îi mai scrie o scrisoare lui Hadrian și cere lui Hadrian, bă, vină în Antioch, pentru că se întâmplă o chestie pe care n-am văzut-o discutată nicăieri, dar sunt mândru de descoperirea mea. Deci Hadrian este în Antioch, îi spune, bă, ia primele măsuri de consolidare a noului status quo, adică tu ești, îți spun eu, îți garantez că tu vei fi noul principe, pentru că o să fac eu niște mașinațiuni aici. Hadrian vine într-o suflare în Selimus, unde, foarte important, Atianus, practic Atianus îl înscăunează împărat. Asta se întâmplă acolo, da? Chiar dacă e o nuanță pe care, deci noi o să vorbim după aceea. Hadrian se întoarce în Siria, este numit împărat, nu imperator, de către legiuni, se duce după aceea și își cere scuze senatului că, bă, știți, au insistat ăștia, n-am vrut, imperiul avea nevoie de un împărat și am cedat, dar îmi cer scuze și în fine, m-am sacrificat pentru binele umanității. Până la urmă am acceptat această cupă de venin care e principatul. Însă senatorii sunt cumva mulțumiți, își dau seama că n-au ce face și
înainte, că s-a mai întâmplat chestia asta de multe ori în cazul împăraților romani, înainte ca ei să fie proclamați de legiuni, înainte să primească un cec în alb, adică să, cum se numește chestia asta, pe care înainte să fie sancționată decizia asta, învestirea de către senat, Hadrian primește un cec în alb de la pretorieni. Asta încerc să spun și nu prea îmi iese. Așa văd eu lucrurile. Așa văd eu lucrurile. Și Hadrian chiar profită de cecul ăsta în alb și se uită exact la situația din teritoriu și are de gând să acționeze. Cumva este un episod foarte dubios. În momentul ăsta, practic, există vreo 4 rivali la tron pentru Hadrian și toți cei 4 sunt prieteni destul de apropiați, cum este și Hadrian, cât de cât, prieteni destul de apropiați lui Traian. Primul este Aulus Cornelius Palma, direct implicat în cucerirea Arabiei Nabatea. El și Lucius Publius Celsus cumva vorbesc public contra lui Hadrian. Deci cumva zic, băi, nu e în regulă că Hadrian a făcut chestia asta și nu trebuie acționat contra lui. Pe lista scurtă de rivali a lui Hadrian apare și Lucius Quietus. Băi, mereu mă bâlbâi când vine numele lui. Quitos al nostru, de care povestisei tu mai multe în episodul anterior. Da, o să vreau să mai spun două, trei chestii. V-am spus că m-a prins cumva povestea lui Quietus, dar care este și el suspectat alături de cei dinainte de un complot contra lui Hadrian. La fel și guvernatorul Daciei la preluarea Imperiului de către Hadrian, Gaius Avidius Nigrinus. Istoria Augusta ne zice că Hadrian ar fi vrut să-l facă pe Nigrinus succesorul lui, însă tot istoria Augusta ne spune că după ce cei 4 sunt strânși într-un complot la adresa lui Hadrian, senatul, aici foarte mare atenție, senatul decide eliminarea lor. Palma e omorât la Taracina, Celsus la Baie. Este un oraș. No, în Campania. Așa, în Campania. Nigrinus este omorât la Faventia și Lucius este, ni se spune, omorât pe drumul spre casă. Foarte important, zice așa, la ordinul senatului și contra voinței lui Hadrianus, după cum spune el însuși în autobiografia lui. Aici istoria Augusta spune că citează din autobiografia lui Hadrian, pe care el într-adevăr a scris-o în timpul vieții și ar fi fost un document foarte interesant dacă ne-ar fi rămas. Desigur, probabil că ar fi trebuit să-l citim cu foarte multă sare și nu este foarte bună pentru rinichi sarea pe care trebuia să o ingerăm pentru a citi acea autobiografie, dar tot ar fi fost interesantă, zic eu, de citit. Ăștia 4 care au fost conspiratorii șefi, deja fuseseră prinși cu niște mașinațiuni, adică în momentul în care Traian tot amâna decizia de a lăsa un urmaș, începeau să prindă din ce în ce mai mult vânt în pupa, toți ăștia 4, pentru că erau niște tipi, erau senatori de prim rang și Palma și Celsus și Nigrinus și Quietus și pe partea militară erau foarte meseriași, fuseseră și guvernatori și Quietus încă nu fusese consul, îi se promisese de către Traian, dar n-a mai ajuns să fie așa și tot așa văd eu lucrurile și ai mai spus tu un cuvânt pe care o să-l dezvolt acum, frumentarii. Ai spus frumentarii episodul trecut și cred că până la urmă rolul cel mai important în descoperirea acestei conspirații, deși e super allegedly, eu n-am înțeles ce au făcut ăștia sincer, nu înțeleg cum i-au prins, cu ce, unde e o cao mică, că n-am văzut nicio conspirație, niciun complot sincer. Nici nu au avut când să conspire. Deci ăștia sunt eliminați până la sfârșitul anului, adică foarte rapid. Adică să fim, deci Lucius Quietus e ultimul care este omorât și ăsta e omorât înainte de 118, când ar fi trebuit să primească rolul de consul principal ordinar, da.
Ordinar, da, da. Ordinar, așa, scuze. Deci ar fi trebuit să primească rolul de consul ordinar și nu mai apucă. Adică el probabil era în drum spre... Deci nu e suficient timp sunt cât toți să în, conspiră. Dorines, sunt toți în părți diferite ale Imperiului. Unul da. E în Spania, unul e în Italia, unul e în Siria, unul e în... Bă, da, adică oamenii nici nu știau unii de ceilalți. Este clar că a fost o făcătură, probabil cu ajutorul acestor frumentarii. Mă rog, vedeți, până acum, până să ajungem noi la frumentarii, rolul ăsta de poliție politică, de spioni așa rudimentari, era jucat de pretorieni, de soldații din garda pretoriană. Doar că pe ăștia îi cam știa lumea. Bă, pe ăsta îl știu. Și atunci Hadrian și Traian au venit cu o chestie. Bă, stai un pic, dar hai să numim spioni colectori din ăștia de grâne care, nu știu, le furau. Până la urmă, frumentarii ăștia au ajuns să le fure pâinea de la gură pretorienilor, că ei erau veniți cu poliția secretă până acum, acum nu mai sunt. Dar, asta spun, frumentarii erau destul de anonimi, oamenii habar nu aveau chestiile pe care le spuneau puteau să ajungă la princeps. Și atunci, ți-am spus, este complet nemeritat, pentru că vreau acum să spun două, trei cuvinte despre Quietus. N-am apus episodul trecut. N-am vrut să-l omor în același episod cu Traian, că mi s-a părut prea, prea sângeros. Dar, mă, până acum, din toată istoria asta Republicii, o să mai vorbim, poate ajungem și discutăm și despre Belisariu și așa. Dar, până acum, de la Republică, de la Imperiul Roman, este cel mai tare comandant de cavalerie pe care l-am perceput eu. E cel mai valoros cu rezultate foarte notabile, bă, scriptic. Adică poate să-și demonstreze, nu e așa, gargară. Adică, deci, ca să înțelegeți, ăsta a condus cavaleria la tape prin toate depresiunile din Dacia. Bă, acolo n-ai cum să șarjezi de nicio culoare. Se împiedică cai unii de alții. Deci omul s-a folosit atât de bine de relieful ăla accidentat. Cavaleria, când ne întreba un ascultător, bă, poate ajungem să povestim și niște strategii din astea de luptă. Cavaleria, dacă nu erau niște nei ca nimeni, aveau legături cu sciții, aveau legătură, adică se descurcau și dacii lui Decebal destul de bine. Cu toate aveau astea, legătură și conflicte, foarte important. Da, dar zic, au împrumutat câte ceva de la ei, adică aveau un pic de vivacitate pe șaua aia, nu cădeau, nu se puteau întoarce, puteau să scoată sabia, să arunce cu sulița, să tragă o săgeată și așa mai departe. Dar ce vreau să spun, peste tot pe unde l-a trimis Traian, Quietus a rezolvat problema. Bă, absolut peste tot, în Dacia, în Armenia, în Antropatene, spuneai tu data trecută, în Mesopotamia, tot a câștigat bătălii. Ține minte, l-a ucis pe nepotul ăla al regelui Part, deci a câștigat bătălii împotriva călăreților parți. Deci omul a făcut, deci șapoba pentru tipul ăsta, foarte tare, v-am spus, la fel ca mulți alții despre care poate nu vorbim, îi trecem cu vederea, Labinus, Sertorius, chiar și Atianus. Și Atianus ăsta e un tip foarte interesant. Aceste personaje secundare, fără ele, gândiți-vă că sunt procesele din background. Fără ele nu funcționează aplicațiile sau au foarte multe bug-uri. Deci fără oamenii ăștia, fără personajele secundare, n-am putea să vorbim despre personajele cu atâta enfază și cu atâta poftă despre personajele principale care în ultima vreme sunt Hadrian și Traian. Deci, într-adevăr, și pentru mine a fost un nume surprinzător, așa cum acum câteva episoade, mai mult un pic, a fost surprinzător numele și cariera militară a lui Corbulo, pe care nu-l pomenește absolut. Corect, are un nume, da. Da, bun. Acum... Încă ceva, scuze. Așa. Până trecem, până ajungem în domnia, până începem domnia lui Hadrian, vreau să spun că am citit multe chestii despre Plotina și mulți o acuză de toate mașinațiunile astea diabolice. Bă, doar că mie mi se pare foarte important. Mi se pare cea mai bună decizie prin care nevasta lui Traian cel mai probabil a evitat un război civil. Dacă ea nu făcea țigăniile astea, cum vrei tu să spui? Adică în momentul decesului lui Traian, situația Imperiului era extrem de critică, dacă citim și asta, Vita Hadriana. Deci războiul cu parții nu era încheiat. Să nu uităm, parții contra Carauș luau înapoi teritoriile. În multe provincii, ne spune și Cassius Dio, izbucniseră tot felul de răscoale din astea extrem de sângeroase, în Mauritania, în Egipt, în Britania, peste tot aproape. Și exact
ce voia să rezolve până la urmă și Atianus și Plotina, în armată cel mai probabil erau destui generali care se considerau mai meritoși decât Hadrian, adică care aspirau la coroana imperială și și-o doreau. Tăinuirea asta a Plotinei, bă, a dus la un, gândiți-vă că am mai vorbit despre chestia asta, a dus la un transfer lin al puterii. Lucrul ăsta nu s-a făcut pe vremea lui Nero, nu s-a făcut pe vremea lui Caligula, nu s-a făcut pe vremea lui Domitian și uitați ce s-a întâmplat atunci. Acum, chiar dacă ok, a mințit, a tăinuit, puteți să o acuzați de ce vreți. Eu zic că, dat fiind situația de față, a luat decizia cea mai bună, cea mai bună. Nu contează zvonuri, nezvonuri. Bă, eu cred că și dacă erau cei patru generali care plănuiau o lovitură de stat și dacă nu erau, trebuia. Aici, din nou, e inexplicabil de ce Traian totuși a făcut o nerotică din asta, adică și-a bătut joc de imperiu nenumind niciun urmaș. Chestia aia pe care, deci argumentul ăla e complet fantasmagoric, n-are nicio legătură cu realitatea, că i-a lăsat pe toți apropiații lui din cercul intim de prieteni să se lupte și cei mai puternici să câștige. Aia e o mizerie, sau să-și împartă imperiul frățește. Unde găsești tu? Adică, Astea sunt idei aberante, mai ales că singurul motiv pentru care treaba asta ar fi fost reală ar fi fost pentru că înainte să moară a pus niște jertfe la casa lui Alexandru de pe nu mai știu unde. Deci e clar că într-adevăr decizia Plotinei, dacă este decizia Plotinei, este foarte posibil ca varianta oficială să fie și cea corectă. Nu știi niciodată. N-avem suficientă informație. Chiar dacă avem bârfele lui Dio Cassius, hai să zicem că putem avea încredere în el că într-adevăr e decizia Plotinei, dar și varianta oficială are meritele ei. Mergând pe varianta asta a Plotinei, iarăși, cum ai spus și tu, mi se pare o decizie foarte înțeleaptă, o decizie înțeleaptă pentru familia imperială în primul rând și mie mi se pare că din rolul ei de Augusta merită să aibă dreptul să decidă pentru familia imperială, zic eu. Cred că nu era de iure, cred că nu era de iure în cauza asta, dar era de facto, deci a făcut-o de facto și în regulă. Ce se întâmplă după numirea lui Hadrian? Mie mi se pare că pe lângă, deci eu nu cred că doar patru nume au fost, sau chiar dacă au fost pe lista Senatului patru nume, pe lista lui Hadrian au fost mai multe. De altfel, dacă ne uităm un pic, tot dispar oameni din peisaj. Dispare Apolodor din Damasc, de exemplu, pe care, deci povestea teoretică este că ar fi fost gelos pe Apolodor din Damasc că nu-i acceptă încercările în materie de arhitectură și drept urmare îl exilează și îl poruncește să fie omorât. Dorine, ce e... Apolodor a avut toată dreptatea din lume. Deci el construiește minunea aia arhitectonică, podul de la Drobeta, care e, bă, e o capodoperă, este absolut o capodoperă și vine deșteptul de Hadrian, care schimbă viziunea, e mai conservativ, e mai defensiv și decopertează podul, își bate joc de toată munca lui ăsta. Păi ce ar trebui să se facă Apolodor? Normal că, bă, îți bagi joc de mine? Deci, nu, deocamdată o să vreau să vorbim un pic și despre Apolodor, dar înainte vreau să pun accent pe faptul că în perioada de început Hadrian curăță cercul imperial foarte serios. De exemplu, bine, are episodul ăsta în care în 119 îl dă afară chiar pe secretarul lui, pe Suetonius istoric. Nu nimeni altul. Dar știi de ce de afară? Cumva dând de înțeles că ar fi avut un amantlâc cu Sabina, exact. Soția lui. Și continuă după aceea, are un amantlâc fără acordul lui. Da. Deci pe Hadrian l-a deranjat faptul că el nu știa că dacă poate Suetonius i-ar fi spus: bă, observ o tensiune în căsnicia ta, vă că sunteți foarte distanți, tipa nu prea vrea să aibă urmași cu tine, nu știu, vreau și eu să merg pe urmele lui Ovidius Naso, care a satisfăcut-o pe fiica lui Octavian. Așa și eu, uite, satisfac soția, principelui. Dar
replica asta cu bă, fără acordul meu, mi se pare, fără cunoștința mea, mi se pare genială. Deci, bă, exact, dacă exact. dacă știam, poate te lăsam, dar așa, deci aici mă doare cel mai tare că nu mi-ai spus, exact. Băi, Suetonius, pana mea. Deci, ca să pictăm situația asta, deci trebuie să vedem cumva primii ani ai lui Hadrian puși cumva sub spectrul lui Traian. Asta pentru că în momentul în care moare Traian, moare liantul care ținea imperiul cumva solid. Cuceririle lui Traian se disipează în secunda în care el dispare. Situația e rezumată foarte simplu. Zice, maurii atacă, sarmații pornesc la război, britonii nu pot fi stăpâniți, Egiptul se revoltă, iar Libia și Palestina își arată spiritul rebel. Asta este citatul. Practic, omul are un imperiu care arde din toate punctele de vedere și are un aparat moștenit de la Traian care în momentul ăsta este foarte posibil ca acel aparat să se gândească mai mult la cine pune mâna pe banii princepsului decât la altceva. Da? Explicația deci... e foarte, foarte, foarte simplă. Ai perfectă dreptate și îți spun de ce. Adică îți spun, ok, astea sunt chestiile concrete care se întâmplă. Eu îți spun din ce cauză se întâmplă. Că asta e cauza, e cea mai importantă. Problema cu extinderea asta continuă a granițelor imperiului e că necesită mereu o creștere a efectivelor armate. E clar, da. E de manual. Cu cât te extinzi, cu atât ai nevoie de mai multă armată. Altfel, n-ai cum să aperi noile teritorii cucerite. Și apropo de Traian și de incursiunea asta lui în Partia, noi știm că Traian avea probleme foarte mari cu recrutarea soldaților încă din timpul războiului din 114-115-116. Deci problemele astea... a mai pierdut și trupe în războiul propriu-zis, în tot felul de confruntări, dar... tu te trezești pe hârtie, că asta au pățit romanii. Bă, pe hârtie ești mare și tare, că ați văzut cum arăta harta pe vremea lui Traian. Dar în realitate ești super slab, ești super șubred. Și vine Hadrian, își dă seama de chestiile astea și ia niște decizii, bă, pe cât de dificile, pe cât de contestate de senator, pe atât de utile. Deci Hadrian, cu toată dragostea, chiar face un lucru pe care Traian nu l-a anticipat. El nu și-a dat seama că s-a extins mai mult decât îi permitea plapuma, mult mai mult. Și încă bine, o chestie. Da, adevărat, spune. Deci mi se pare că el cu aroganță și-a întins plapuma și peste Partia și poate n-ar fi fost cazul. N-are, mă, din punct de vedere logistic, n-avea nicio legătură cu realitatea. Ce s-a dus cu două cohorte, a ajuns în Golful Persic și s-a întors. Noroc, ți-am spus că a avut și relieful de partea lui, a venit așa cu vasele pe Tigru și pe Ufrat. Ăștia erau plecați în altă parte și, în fine, nu intru în... A murit învingător, aia e toată șmecheria lui. Foarte deci bine. El a murit învingător, Optimus Princeps, după el Optimus, potopul. Da. Da, da, apremoa le deluge, cum ar spune exact. Ludovic XIV, ca să zic exact, așa. Bun. Exact. Faza este că, bă, vezi, sunt un pic mândru de mine. Eu am anticipat chestia asta, mai țineți minte ce v-am spus eu la războaiele dacice? Bă, e surprinzător că atunci când tu îți masezi toate legiunile, toată armata aproape, într-o provincie, duci un război atât de costisitor cu dacii, toate celelalte provincii, tac, suspicios de mare pacea din provincii. Ei bine, războiul cu dacii a fost excepția. Regula este ceea ce se întâmplă după ce moare Traian și în timpul războiului cu parții. Tu te duci acolo, toate trupele ți le cărăbănești într-o parte și nu mai rămâne nimeni. Spune foarte frumos ăsta Flavius Iosephus, nu mai are cine să-ți apere, nu mai are cine să colecteze taxele, nu mai are cine să impună coercitivitatea asta a legii. Și atunci ăștia sunt de capul lor și maurii, și egiptenii, și palestinienii, și evrei, o să vedem. Deci e stat în stat, n-are nimeni grijă de ei și atunci e normal să se întâmple chestia asta. Bun, nu o să facem o discuție a tuturor deciziilor militare pe care le ia Hadrian. Nu avem de gând să explorăm singurul, deci o să vreau să fac o prezentare foarte pe scurt a ce decizii ia Hadrian pentru a stabiliza. Deci, practic, rolul lui este să stabilizeze imperiul. Și în momentul ăsta, cum va face lucrul ăsta? Eliminând eventualele surse de disensiune interne, în primul rând, și stabilizând fiecare regiune în parte. Adrian, de exemplu, decide evacuarea de urgență a provinciilor Mesopotamia, Siria și Armenia Superior
și probabil se gândea să renunțe și la Dacia, adică nu probabil, sigur se gândea să renunțe și la Dacia. Însă în momentul în care văd, adică el cumva trebuie să-și mențină în același timp cumva capitalul politic. Nu poate să se întoarcă la Roma să spună ok, nu mai avem nici Mesopotamia, nici Asiria, nici Armenia Superioară, nici Dacia, de unde ne vin nouă bani în momentul ăsta, nu mai avem niciuna din chestiile astea. Și este foarte greu să mențină un princeps, să mențină imperiul în stilul ăsta. Ăsta e motivul pentru care totuși de Dacia mai ține, chiar dacă decopertează podul lui Apolodor. Și după ce discutăm un pic despre Dacia, o să vreau să discutăm un pic și despre Apolodor. Prietenii, oamenii din cercul lui intim îl descurajează să părăsească Dacia, explicând că, și ăsta este probabil un motiv mult prea bun pentru a fi ignorat chiar și de către un Adrian foarte precaut. Motivul este că sunt prea mulți cetățeni romani care ar fi abandonați în mâna barbarilor. Așa că Adrian, după ce trimite ordine să se stabilizeze toate provinciile care încep să se revolte, se duce nu în Palestina, nu în Egipt, nu în Mauritania, se duce în Moesia. Și acolo îl pune în fruntea operațiunilor pe Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Dacă Turbo, îi spune Turbo atâta, da. Îi vom spune Turbo și Turbo este un personaj care va deveni foarte important pe termen lung. Ca și idee, situația e destul de complicată în zona asta. Laes de Dacia, Roxolanii sunt foarte războinici și cumva vorbisem noi în episodul anterior de cât de mult extinsese Dacia Traian și majoritatea hărților care sunt desenate în perioada asta nu prind de fapt cam cât de mare este Dacia în momentul respectiv, pentru că nimeni nu a desenat harta respectivă. Harta respectivă ar fi trebuit să arate o delimitare care să înghită cu totul Via Pontica, cea care ducea dinspre Transilvania înspre Pontul Euxin, și ar fi cuprins și sudul Moldovei și Muntenia. Dar cred majoritatea apar în unele, nu în toate hărțile, nu, dar nu în unele... toate, majoritatea sunt pe tiparul ăsta nou care nu are nici Banatul, nu are nici deci nu are nimic de la asta, de la Traian. Adică nu, are doar porțiunea aia care rămâne de pe vremea lui Adrian. Ei, acum este perioada în care roxolanii îi fac pe romani să se retragă din zona asta, care, dacă ține minte, este mai slab populată totuși. Deci și sudul Moldovei și Muntenia în momentul ăsta sunt mai slab ocupate, că ține minte că au fost tot felul de transmutări. Muntenia, clar. Muntenia, clar, e decimată de 9 ori. Muntenia nu e decimată o singură dată. Da. Eu înțeleg de ce s-a gândit și de ce și-ar fi dorit să se retragă din provinciile astea și înțeleg și de ce a rămas în Dacia până la urmă. Până la urmă și-a dat seama că era o vacă de mulți mult prea profitabilă. S-au convins timp de 10 ani, pentru că Dacia, spre deosebire de Armenia, de Asiria și de Mesopotamia, intrase totuși de bine de rău de ceva timp în imperiu. Și Traian adusese o groază de oameni ca să exploateze resursele Daciei. Exact. Și mi se pare reacția lui Hadrian foarte inspirată pentru el. Ok, cercurile înalte de la Roma s-au supărat. Bă, trebuie să ne extindem, ne trebuie mai mulți sclavi, mai multă bogăție, acces la resurse, comerț și așa mai departe. Dar el știa că în paradigma actuală, dacă ar fi încercat să păstreze toate aceste provincii din estul imperiului, imperiul putea să se prăbușească. Și nu spun cuvinte mari, deci era la un pas să se prăbușească. Și Hadrian a spus, bă, mai bine să mă urască ăștia, să mă înjure, să nu le convină. Hai să rezolv eu problema și pe plan intern, să scap de conspiratorii șefi.
hai să rezolv și cu provinciile astea și încerc, să încerc cumva să mă chipzuiesc, să mă adun, să mă organizez într-un spațiu pe care, despre care știu 100% că e funcțional. Uh-huh. Imperiul Roman nu a avut niciodată aceste provincii să vadă dacă este funcțional cu aceste provincii în el. Dar Imperiul Roman a trăit și fără aceste provincii și și-a dat seama, a ajuns la concluzia că este funcțional fără aceste provincii. Și Hadrian a ales, pentru că în, în pofida firii lui mai, nu știu, misterioase, spirituale, destul de greu de, de anticipat, era un tip foarte rațional, foarte logic, foarte algoritmic și mie mi se par multe decizii ale lui extrem de, extrem de inspirate, cu bătaie pe termen lung, nu neapărat pe termen scurt, dar cu bătaie pe termen lung, sunt foarte inspirate, inclusiv, inclusiv ceea ce face el ca să scape basma curată pentru că îi omoară pe ăștia patru senatori. Că până la urmă, faptul că îi ucide pe ăștia e, e un dezastru din toate punctele de vedere. Deci e un dezastru cu care Hadrian Săracu o să încerce să se, să se descurce. Singura, singura chestie bună pe care o văd eu e că nu și-a pierdut viața. Aia e singura chestie. Adică, dar mai țineți minte, toți împărații, începând cu Nerva, jurau pe roșu sau ce făceau ei acolo, că n-o să jurau la începutul domniei că nu vor vărsa sânge de senator. Mai țineți minte, era o, o înțelegere din aia cam cum a făcut Octavian cu senatorii. Bă, pe de noi altă parte, aici senatul teoretic este cel care comandă execuția celor patru. Bă, îmi pare rău. Adică, bun, ok. E cu sută coața albă, dar atunci spunem, asta e informația care a ajuns la noi. Bun. Atunci spunem, Dorine, de ce Hadrian alege să dea vina pe Atianus, dacă senatul a decis? De ce dă vina pe Atianus până la urmă și Atianus care l-a ajutat să se ajungă împărat? Da, bă, deci o va face mai târziu, mă. O va face mai târziu. Îi zice: "Bă, prietene, îmi pare rău. Ok, nu te omor, îți dau un ornament triumfal, deși, mă rog, Atianus nu prea îl merita, dar îl destituie. Deci îl destituie din fruntea gărzii pretoriene, pentru că îl consideră vinovat. Dacă senatorii erau atât de răi, dacă senatorii ar fi decis, păi de ce să-l demită pe Atianus, că nu înțeleg." Îl va demită pe Atianus oricum, la vreo 2-3 ani distanță, în momentul în care poate să-l pună pe Turbo. Turbo este prins în momentul ăsta în Dacia. Vorbind, ca să nu uităm subiectul ăsta, ce face Turbo în Dacia? E foarte, mi se pare foarte important și este printre puținele notițe pe care le avem despre Dacia în momentul ăsta, așa că ar merita să stăm un pic să, să insistăm pe ele. Deci, în primul rând, cu Roxolani, la est de Dacia, nu Domitian, Hadrian va face pace consimțind la mărirea subsidiilor. Deci cumva acolo răscoala roxolanilor este cumva că ei erau în aceeași situație în care fusese odată Decebal și ei se răsculaseră că li se scăzuse solda pentru protecția imperiului. Da, roxolanii erau practic daci de pe vremea lui Domitian, aveau exact acela statut. Exact. În momentul ăla, Muntenia și sudul Moldovei sunt abandonate. Din Moesia, deci Hadrian, după ce rezolvă problema cu roxolanii, pleacă în Roma și lasă pe Turbo să organizeze provincia Dacia. În momentul respectiv, provincia este împărțită în trei. Deci este nu în două, ci în trei. Chiar dacă apar menționate în diplome militare în ani diferiți, cel mai probabil împărțirea lor se întâmplă în 118 și apare o Dacia superior, Dacia inferior și apare și o Dacia Porolisensis, care este cumva între Arieș și Mureș, zona respectivă, și care are propriul legat, propriul guvernator. Deci, dacă țin bine minte, stai să vedem așa, Dacia superior. Până îți găsești tu. Da, în Dacia superior parcă este un e numit prefectus pretorio, comandant. Nu, asta e după. Băi, iarăși m-am. Așa. Dacia superior are în frunte un legatus Augusti pro pretore și un procurator imperial, procurator Augusti. Celelalte două dacii sunt conduse doar de către un procurator Augusti. Deci, practic, în Dacia superior sunt ținute trupele
cele mai importante. În celelalte provincii, acest procurator Augusti, acești guvernatori au sub conducere trupe auxiliare, dar probabil nu au niște legiuni ceva mai serioase să dispună de ele. Răspunsul este simplu. În primul rând, provincia Dacia, cumva la dimensiunea maximă, la dimensiunea minimă, cum doriți, era una destul de mică, dacă e să o comparăm cu altele. Uh-huh. Faptul că a mai împărțit-o în trei și a numit un singur guvernator, adică ăsta care are și armată, iar în celelalte cumva așchii de provincie a numit doar oameni pe partea economică, ca să zic așa, care din nou se omulgă de resurse, spune câte ceva despre Imperiul Roman și nu e cel mai nobil lucru care se poate întâmpla cu o provincie. Adică Dacia n-a fost niciodată cucerită ca să fie civilizată. Eu asta înțeleg dacă citesc doar ce mi-ai spus tu, dacă analizez doar chestia asta pe care mi l-ai spus tu, pentru că în toate celelalte provincii, în multe, 90%, există și un guvernator, există și un tip pe partea militară care apără interesele imperiului în provincia respectivă, există și unul pe partea civilă care asigură administrarea în bune condiții a provinciei. Dar câtă vreme tu n-ai armată acolo, îți lași o legiune, normal că o să vină și Roxolani și Azigi și o să se întrebe: bă, stai un pic, că dacă noi am devenit noi daci, păi hai să ne comportăm ca noi daci, să cerem subsidii mai mari, hai să-i mai atacăm pe ăștia, hai să vedem că sunt ocupați oricum în altă parte, cu Traian, cu Hadrian, cu succesiune. Interesant, foarte interesant ce se întâmplă și cred că o să mai discutăm și când ne întoarcem, adică când ne întoarcem în Dacia, o să reamintim toate detaliile astea. Da. Deci Turbo mai apare în 119 la conducerea armatei din Dacia Superior într-o diplomă militară. Dacia Inferior, nu, Dacia Porolisensis e atestată în 123, dar cum ziceam, pentru că probabil împărțirea asta se face o singură dată, se face probabil în 118, când Hadrian și Turbo sunt acolo aproape și cunosc suficient de bine situația cât să ia astfel de decizii. Bun. Încă un detaliu foarte de cancan. Pe monedele de bronz din timpul lui Hadrian, Dacia apare personificată ca stând pe stâncă, pe o stâncă, ținând în mâna dreaptă Vexilum și în stânga, Vexilum fiind steagul legiunii, și în stânga ține sabia curbă dacică. Asta așa de chestie. Aș mai spune ceva în apărarea lui Hadrian de data asta. Așa. Toată lumea vede începutul ăsta de domnie al său ca extrem de sângeros, dar mi se pare că el a acționat pe plan intern la fel de rațional, la fel de calculat, precum a acționat și pe plan extern. Și de ce spun asta? Dacă, cum să zic, rațiunea de cele mai multe ori în vremea Imperiului Roman era același lucru cu cruzimea și cu vărsarea de sânge. Vorbesc serios, era eu sau tu. Da. Și Cicero, deci Cicero era văzut ca un tip pașnic, era un literat, era un tip care, bă, n-ar fi putut face rău niciunei muște. Dar chiar el a decis să-l omoare pe Catilina. Octavian a fost de acord să-l omoare pe tutorele lui, pe cel care l-a învățat politica de mare anvergură. A stat un an lângă Octavian, Cicero l-a învățat tot ce știa, după aia l-a zăpăcit pe ăsta. Deci așa funcționau lucrurile, nu trebuie să vedem desfășurarea asta dintr-o paradigmă. Eu am mai spus, la nivelul geopolitic lucrurile sunt foarte diferite de nivelul nostru personal. Și la nivelul nostru personal vă spun, eu deși sunt cea mai bună persoană pe care o cunosc, știu că sună lăudăros maxim, dar avem și eu, am o mare parte de răutate în mine. Noi nu suntem persoane, noi ne uităm acum la războaiele astea și ne imaginăm noi că, bă, ce, dacă am fi și noi acolo în locul celor care au decizii, eu vă asigur că am luat exact aceleași decizii, chiar mai sângeroase. Și cu asta nu o să... Dacă am fi suficient de înțelepți, că probabil ăștia totuși sunt ăia care sunt mai străluciți dintre cei care au rămas în istorie. Deci da, nu, ceea ce spun e că Hadrian, așa eretic, așa lipsit de cumpăt, își începe exact cum a început cine? Nu știu dacă lipsit de cumpăt, dar în mod sigur este foarte viguros în decizii, da? Și deciziile astea nu sunt întotdeauna populare. Cam asta aș spune, cam ăsta ar fi
Asta ar fi caracterizarea mea. Și bun, deci noi, deci cumva eu am în minte, în momentul în care vorbesc despre Adrian, am în minte acel citat din Gibbon, care Gibbon îl lăuda și el, ca și pe ceilalți cinci, ceilalți patru împărați din, din perioada asta, îi lăuda, îl lăuda ca fiind perioada în care spiritul uman a întâlnit cele mai înalte culmi, bla 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 bla. Nu, din păcate lucrurile nu stau așa. Din păcate Adrian este și el un tiran, poate chiar un tiran mult mai pe față decât Traian, deși după ce am discutat în episoadele trecute, am niște semne de întrebare atât de mari în legătură cu ce a făcut Traian, încât da, am întrebări foarte mari acolo. Adică sunt niște lucruri foarte interesante pe care am putea să le aflăm despre Traian. Adrian nu mi se pare că este la un nivel foarte înalt, deși ce face după aceea, ce face după ce stabilizează imperiul, după ce își stabilizează practic domnia, ce face după aceea pare lăudabil. Nu știm care este costul, care este costul în materie de viață umană, da? Dar știm că reușește să stabilizeze și să devină, ca și imagine, cel care stabilizează și cel care construiește. Că despre asta vorbim. Și vorbim de construcție, că ziceam că după ce vorbim despre Dacia, vorbim un pic despre Apolodor. Și aș vrea să nu uit ideea asta. Apolodor este probabil unul din cei mai influenți arhitecți din toate timp. Și spun asta pentru că el aduce o groază de inovații din Est în construcțiile din Imperiul Roman și cumva stabilește elemente de imagine imperială care vor rezista de-a lungul timpului și sunt reprezentate în majoritatea marilor construcții care se vor face de acum încolo. Și anume el vine cu domul, da? Deci în momentul în care vorbim despre construcții magnifice precum este Hagia Sophia, vorbim evident de un dom impresionant. Aia e doar o rafinare a conceptului pe care l-a importat Apolodor și care îl aduce prima oară în construcțiile romane, imperiale. Apolodor este probabil din cauza asta unul din cei mai influenți constructori, arhitecți din toate timpurile. E atât de influent încât Cassius Dio ne spune că își permite să le ia la mișto, își permite să ridiculizeze pe Hadrian. Da. Când Hadrian își spune și el așa părerea, nici măcar nu foarte intempestivă, adică zice, bă, aș prefera totuși să încerci să ai o altă abordare la construcția asta. Și ăsta se uită așa la Hadrian și spune, bă, prietene, între noi doi, eu sunt specialistul pe bucata asta, tu vezi-ți de altceva, vezi-ți de condus imperiu, vezi-ți de construit limesuri, ziduri și așa mai departe. Lasă-mă pe mine să mă ocup cu templele, cu catedralele, cu domurile, cu podurile, dar, într-adevăr, să construiești din ciment, neranforsat, dita mai, deci, e cel mai tare dom sau templu, sau mă rog, spuneți-i cum vreți, de când se știe lumea și pământul fără să folosească ciment ranforsat. Deci e dita mai realizarea inginerească. Uh-huh. Și deși aici aș pune totuși o bulină albă pe Hadrian, pentru că Hadrian aici totuși mai are decența să simuleze o modestie controlată, adică să le arate celorlalți, bă, am făcut niște greșeli în trecut, mă căiesc, Panteonul nu e al meu, e de pe vremea lui Agripa, chiar dacă era într-o stare jalnică, cutremurat, ar și așa mai departe. Într-adevăr, eu am reconstruit cea mai mare parte din el, dar haide mai bine să scriu numele lui Agripa acolo, da. Să nu scriu numele meu, pentru că nu e frumos. Și da. nu se oprește aici. Într-adevăr, s-ar putea să se fi întâmplat chestia asta pentru că Traian observă în Babilon când se duce, observă că ăștia, ți-am zis, parții erau totuși înaintea romanilor,
la capitolul ăsta, adică descoperă asfaltul. Uh-huh. Ăștia foloseau parții, foloseau de sute de ani, da, era mai durabil, mai util decât toate pietrele alea șlefuite, toate arcele din viaductele romane. Sunt spectaculoase, sunt foarte faine viaductele romane, dar mă rog, nu au un raport din ăsta calitate-preț așa de bun, să zic așa. Da. Și Apolodor, din toate punctele de vedere, este un mare, un mare caracter. Hadrian, nu s-a simțit foarte bine cu Apolodor în preajmă și probabil că asta vrei să ne spui acum, ia o decizie nu foarte nobilă. Da, deci nu avem un verdict clar că l-ar fi ucis pe Apolodor, dar ni se dă de înțeles, așa cum în multe alte situații similare, ni se dă de înțeles că ar fi ordonat execuția lui Apolodor pentru genul ăsta de transgresiune. Nu știm dacă să o interpretăm ca bârfă, ne uităm cu oarecare suspiciune. Ce este clar este că în perioada asta Apolodor din Damasc dispare din poziția de practic arhitect șef al Imperiului și este înlocuit de alții. Mai târziu, în momentul în care plănuiește reconstrucția Ierusalimului, îl pune pe Achila din Sinope. Dar el nu își face un nume atât de extraordinar precum cel al lui Apolodor. Mă, îți spun, Dio și chestiile pe care le-am citit eu sunt la nivelul ăla de fantasmagorie că ăsta Hadrian ar fi restaurat și colosul din Rodos, dacă îți vine să crezi. Adică la nivel de glumă foarte bună. Nu, când zice de colos, nu e de ăla din Rodos, vorbește de construcția lui Nero. Colosul din fața Coloseumului, el este cel care îl mută în fața Coloseumului, îi șterge trăsăturile lui Nero și îl dedică lui Apollo. Și colosul ăla, despre colosul ăla e vorba, îți înțeleg confuzia. O să mai citesc încă o dată, dar eu țin minte că e în paradigma asta, adică el vizitează toate orașele importante, de la Cizicus la Smirna, Efesus și se duce până la Rodos, mă rog, tot așa, pe partea asta elenistică și atunci cumva le oferă ăstora cadouri. Subiect pentru o erată pe episodul viitor. Ok, absolut. Ok, bun, deci hai să vorbim un pic, ok, deci dacă tot am vorbit despre construcții, ce este, și poate ăsta este lucrul cel mai de admirat la Hadrian. După ce vine la Roma, stă o perioadă, după care pleacă într-un turneu. El ajunge în cele din urmă să-și petreacă mai mult de jumătate din domnie în afara Italiei. Scopul lui pare să fie includerea provincialilor și a unei culturi helenistice comune sub supervizarea Romei. Deci cumva își dă seama că complexul cultural roman e de fapt un complex cultural helenistic susținut de puterea militară a Romei și cumva vrea să împingă această paradigmă în întreg imperiu și vrea cumva să ridice și restul imperiului. Mai puțin Dacia, pentru că așa cum ai spus și tu, fuck those guys. Asta e o percepție de-a mea de mai de mult. Roma treptat treptat nu mai devine Roma. Devine o Romă helenizată. Pe măsură ce trece timpul, o să vedeți, și următorul imperiu nu o să se mai reventice, adică romanii sunt doar cu numele acolo, atâta tot. E foarte interesant cum, în ciuda faptului că Roma este Roma și va rămâne Imperiul Roman multă vreme, va rămâne Imperiul Roman până la 1400 și 53, da. Da, și va rămâne Imperiul Roman până la 1453 și oamenii ei nu mai știau o boabă de latină, vorbeau numai și numai grecește. Dar ei erau Imperiul Roman. Deci asta, cumva Hadrian poate că vede cel mai just componenta culturală a Imperiului Roman și vrea să o răspândească. Creează orașe provinciale, acele așa numitele municipia. Sunt create și în Dacia, apropo, municipia, care sunt semi-autonome, au propriile lor legi și obiceiuri. Și asta vine ca alternativă la impunerea coloniilor romane
Constituție romană, cu legile romane și cu, și cu problemele pe care le ridică asta, anume că plantezi în mijlocul unui stat cu alte gândire, altă gândire, alte reguli, plantezi niște oameni care gândesc altfel și merg pe alte legi. Aș vrea să spun câteva chestii despre legi și despre reguli, că ai adus tu aminte de ele. Mie mi-a sărit în ochi chestia asta. O consider una dintre cele mai importante realizări pe care a avut-o Hadrian în timpul domniei sale, da? N-am văzut-o aproape deloc amintită, dar aminte dezbătută, dar o să o analizez acum din postura unui jurist ratat, să zic așa, care a făcut 4 ani de drept, dar nu și-a mai dat licența până la urmă. Romanii ăștia au ajuns pe vremea lui Traian și a lui Hadrian. Singurul jurist cinstit din România. Așa, zi. Romanii ăștia, așa cum erau ei, care e percepția noastră despre ei? Că au un spirit practic, sunt legiuitori, sunt organizați, sunt super tipicari și așa mai departe. Romanii ăștia nu aveau până acum un cod de legi unitar. Rețineți minte, nu aveau un cod de legi actualizat, sintetizat, pus la punct cum trebuie. Încă se mai bazau, și e șocant, știu că e șocant și nu o să mă credeți, dar puteți să căutați. Se mai bazau într-o oarecare măsură pe legea celor 12 table, care era un cod din ăsta vechi de mai bine 400 de ani. Multe din prevederile alea erau desuete câturata carului. Adică pater familias acum nu mai avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor, nu mai puteai să, adică creditorul, păi în legea celor 12 table, creditorul avea dreptul să-l vândă ca sclav sau să-l ucidă pe debitor. Dacă ăsta nu putea să-i dea bani înapoi. Și toate astea e clar că nu mai țineau pasul cu realitățile vremii. Venea, știți ce vă spuneam, pretorul în fiecare an, de pe vremea dat și acum, pe vremea Imperiului, într-o mai mică măsură, vine fiecare pretor care e ales în funcție și ce face pretorul? Vine cu propria viziune, cu propriile edicte anuale prin care anunța el așa, bă, care e programul meu juridic, care sunt direcțiile, cum intenționez eu să-mi exercit mandatul. Și le scria pe niște table mari așa, pe care le atârna la intrarea în sala de ședințe sau în forum, cum știm că a făcut și Cezar, ca să fie popular, el era consul atunci, să vadă cetățenii de rând că el cumva le vrea binele. Și, ca să înțelegeți, un pretor zice așa, bă, eu vreau anul ăsta să mărim completele de judecată de la 5 la 7, că mi se pare că ar fi un pic mai echilibrat decizia. Altul, și exact asta s-a întâmplat pe vremea lui Hadrian, alt pretor zicea, bă, le oferă veștrilor dreptul să-i judece pe senatori. Hadrian, de exemplu, ca să în încercarea lui disperată de a face pace cu senatorii, după ce a vărsat sângele la începutul domniei, el le ia dreptul ăsta ecveștrilor și le oferă practic imunitate senatorilor, că nu se apucă ăștia să se judece unii pe ceilalți. Da, vedeți foarte bine cum e în Parlamentul României când mai vine o cerere de urmărire penală pe numele unui senator sau deputat și vin toți ceilalți, mă rog, votează să scape basma curată. Dar, ok, vin toți pretorii ăștia cu măsurile lor și se ajunge, pe lângă pretor mai sunt guvernatorii de provincii care au și ei atribuții din astea de pretor. Din toate sutele astea de proiecte și de programe juridice ale pretorilor, ale guvernatorilor, în fiecare an mai vine o sancțiune din partea principiului și așa mai departe și devin toate legile astea în anul 125, 26, 28 au devenit foarte alambicate, foarte voluminoase, foarte împrăștiate. Se numește, deci erau trei legi pentru o singură speță. Noi avem chestia asta și în România, se numește supralegiferare și o prostie. Adică nu poți pentru o chestie să ai și, nu știu, și codul civil și legea 30 și așa mai departe. Dar din toate programele astea, că acum ajung la concluzie, scuze că a durat așa de mult, din toate programele astea, Hadrian a vrut să facă un singur cod de legi. Să le colecteze pe toate. Evident, n-a făcut singur el chestia asta, l-a pus pe un anume Salvius Iulianus, care tot așa făcea parte din consiliul ăsta al oamenilor săi de încredere, de profesioniști, și voia să facă un singur cod de legi, să colecteze, să compileze toate astea într-o formă mult mai concisă, mult mai elocventă. Și colecția asta de legi de pe vremea lui Hadrian s-a numit Edictum Perpetuum. Adică el așa se gândea că bă, sunt niște norme juridice care nu o să expire niciodată, cam wishful thinking, dar asta era situația. Încă o ceva de substanță, n-aș vrea să intru foarte mult în amănunt, dar
evoluția legilor într-o societate e foarte importantă, cum ne raportăm și cum evoluăm împreună, și societatea și legile. Ok, pe lângă limba noastră e o comoară, e foarte importantă. Cel mai important aspect, și poate că nu vă dați seama de chestia asta, cel mai important aspect într-o țară, într-un stat funcțional, este cel legal. Cel mai important de departe. Fără lege, fără instituții care să o modeleze, să o ranforceze, să o pună în aplicare, să o sancționeze pe cei care încalcă legea, pentru că, vedeți, legea e coercitivă, legea e punitivă. Deci, fără lege, nu există nici măcar stat. Nu există țară fără legi. Vorbesc foarte serios. Și nu vreau să sune acum cumva neaspirațional, nemotivațional, dar țara asta, noi ca popor, o să evoluăm, o să devenim mai buni. Ok, e generalisim cumva, e confuz spus mai bun. Dacă, doar dacă vom respecta legea. Și dacă vom încerca să o facem mai dreaptă pentru toată lumea. Că ziceam la început, da, bă, nu doar pentru căței, nu doar pentru dulei. Fă o lege cât mai corectă și încercați să vă gândiți, să conștientizați chestia asta, pentru că legea în viața noastră ocupă o importanță colosală, chiar dacă nu ne dăm seama. Bun, deci asta e într-adevăr. Probabil legea este un aspect cultural mai puțin discutat de către noi, dar într-adevăr este un aspect foarte important care probabil ne vom lovi de el din ce în ce mai tare și mă bucur foarte mult că ne-a adus lămuririle astea. Oricum, revenind la impactul cultural pe care vrea să-l aibă Adrian, cumva mie mi se pare că el de fapt aici modelează Imperiul Roman al viitorului. Nu? Despre asta e vorba. Da, până la urmă. Imperiul Roman al viitorului va fi Imperiul cu lege romană, cu cultură elenistică și în care provincialii sunt pe picior de egalitate cu Roma. Că despre asta va fi în cele din urmă vorba. În fine, o să vorbim destul de pe scurt despre turneul lui major. O să numesc pe unde merge și câte un eveniment important, dar cam atâta. Deci, începând din anul 122, pornește în acel turneu. Primul loc în care merge este Britania și în provinciile din vest, Galia și Spania. Acolo, ajuns în Britania, cumva acolo situația nu era atât de stabilă cu britonii. Comandă construcția celebrului zid care îi poartă numele și probabil este zidul lui Hadrian, este cel mai cunoscut, este un zid care merge dintr-o parte în cealaltă a Marii Britanii. Zidul respectiv, apropo, nu este desenat să fie folosit ca graniță. Zidul respectiv este folosit pentru a monitoriza transportul dintre regiuni. Teoretic, stăpânirea romană era un pic dincolo de zid, dar ce e foarte important este zidul respectiv nu este foarte ușor de trecut de o armată, nu e foarte ușor de trecut de oameni care fac comerț și devine o piedică, devin practic niște puncte de taxare foarte importante. Ăsta este rolul cel mai important al zidului. Deci nu este o zonă pe care romanii zic, băi, de aici mai departe este iadul. Nu se întâmplă lucrul ăsta, ci este folosit practic ca mobil de taxare. Am văzut o expresie foarte faină, nu mi-o rog, că nu e invenția mea. A construit zidurile astea și până la urmă toate limesurile, nu ca să blocheze, ci ca să controleze. Da. Și are, și gândiți-vă cât de multă logică are când tu construiești un zid din ăsta de 50 de kilometri sau de 80 de kilometri și pui 4 sau 5 porți pe el, fiecare să zicem la câte 15-20 de kilometri, da, mă rog, separate, da, din 15-15 kilometri. Oamenii normal la cap o să se înghesuie prin porțile respective, nu o să țară peste ziduri, adică cumva încurajezi comerțul, faci ca oamenii să se întâlnească acolo. Dacă tu ai o graniță din asta de 80 de kilometri alandala, fără să îi determini pe ea să se întâlnească, fără să știe, bă, unde e poarta aia, unde e poarta de intrare în Imperiul Roman, unde vreau să mă duc să-mi vând eu vaca cu lapte, nu poți să faci, adică e o chestie pur și simplu lucrativă.
Da. E un gest super, super logic, super isteț, doar dacă stăm și ne gândim la el. Așa, dacă ok, a făcut limesuri, a pus niște porți, dar de ce? Uite, fix de asta. Exact. Apoi în 123 merge în Africa și în Partia. În Africa, în Mauretania, conduce o campanie contra rebelilor locali, după care în Partia merge și încheie o pace cu regele Partos Roes I, după care pornește către Marea Neagră. Din nou, să nu uităm, în Partia lucrurile erau rezolvate odată cu retragerea Romei în granițele cumva mai naturale, mai vechi. Deci, da, repetă, Dorină, deci ce face? Se duce în Partia, se întâlnește cu regele, da, așa. Se întâlnește cu, încheie o pace, nu am zis că se întâlnește, încheie o pace cu regele Part Osroes I. Bun. Eu cred că se și întâlnesc, că dacă se duce până acolo. De ce s-ar duce până acolo? Adică putea să, el era în Mauritania, era în nordul Africii și cumva și-a terminat vizita mai repede, s-a grăbit acolo. Din nou, ce face Adrian spre deosebire de Traian? O paradigmă complet diferită, 180 de grade, face tot posibilul să evite războiul, nu să-l pornească. Ne țineți minte, la Traian s-au milogit săracii parți de el, a zis, bă, ne cerem scuze, ok, am uitat să-l trimitem pe ăsta să-i pui tiara pe cap, ne facem mea culpa, a fost olomaci. Bă, ăsta n-a vrut sub nicio formă, deci s-a dus chitit să-i bată pe parți sub orice formă. Nota 10 aici pentru Hadrian. Chiar dacă poate, stai și te gândești, bă, poate a trebuit să facă 2-3 concesii către parți, cum a făcut și către Roxolani. Adică poate le-a dat niște subsidii, poate le-a zis, bă, fiți mai drăguți cu partea din graniță, lăsați-ne încă o chestie. Zona aia de la Siria până la Golful Persic, parții, am mai spus cred că chestia asta în episodul trecut, era o zonă de liber comerț. Deci era o zonă înfloritoare toată chestia și cumva au mai negociat, au spus, bă, nu ne atacați, lăsați-ne, haideți să revenim cumva la situația de dinainte, ca warmongerul, ca războinicul Traian să vină peste voi și să strice relațiile astea. Dar Hadrian cel pașnic, asta e. Da. Ce este interesant însă, deci acum vorbind un pic despre atitudinea lui față de armată, ce este interesant e că din punct de vedere militar readuce o rigoare și o disciplină superioară în legiuni. Trupele fac exerciții intensive. Și politica lui este mai degrabă nu neapărat ok, facem pace și ne ascundem în spatele păcii, ci este un pace prin forță, este un civis pacem parabellum până la urmă. Este cu accent pe disciplină și disciplina, apropo, disciplina ca și idee este subiectul a două emisii monetare, ceea ce mi se pare absolut genial. Frontos spune despre Adrian că preferă exercițiile militare în locul războiului, sau mă rog, jocurile militare, genul ăla de jocuri cum se băteau într-o arenă, se băteau cu navele sau chestii de genul ăsta, decât să facă război real. În același timp, cumva, Cassius Dio îi laudă accentul pe disciplină, care a fost sursa domniei lui relativ liniștite. În fine, Vezi cât de important e acum tribunatul ăla militar, cele trei magistraturi de tribun militar? Da. El îi știa aproape pe toți, adică așa spune și Cassius Dio, băi, îi știa pe mulți soldați pe nume. Da. Deci putea să adopte o dietă din asta foarte spartană, putea să doarmă în aceleași condiții cu un roman. Se ducea chiar la botul calului. Pe Turbo l-a cunoscut tot așa, cred că în primul sau în al doilea tribunat militar și a rămas prieten de atunci până la sfârșitul vieții lor. E clar că e un lider militar foarte bun, dar care preferă ca oamenii să nu moară în război, ceea ce într-un fel e de salutat, știi? Păi ăsta e liderul militar cel mai bun, Dorină. Ăsta, nu Traian, nu Cezar. Da. Adrian și Octavian de după Teutoburg. Ăștia, spre ăștia ar trebui să tindem. Cezar, Traian, o mizerie. Deci au făcut și în Dacia și în Partia, o mizerie. Exact. Sunt de acord cu tine. Așa, urmând cu turneul lui, stă în Grecia vreo 2 ani, între 124 și 125, parcă îi se dă din nou titlul de arhon și mai sunt câteva lucruri pe care le face. Îl fac grecii și zeu și Herculei, toate titlurile posibile, adică îl trimit și după cele 12 porunci să le facă în locul lui Herculei, atât de capabil acolo, impresionează pe toți. Da. După aia în 126 se întoarce în Italia, întâi merge în Sicilia, după care se întoarce la Roma.
și termină câteva construcții. De exemplu, în perioada asta se termină reconstrucția Panteonului și a vilei lui din Tibur. După care pleacă într-un tur al Italiei și aici are o inovație, să zicem, în ceea ce privește împărțirea Italiei, pentru că decide împărțirea Italiei în patru regiuni. Sistemul ăsta nu mai este, nu îi mulțumește deloc pe senator, dar așteaptă după moartea lui să desființeze sistemul ăsta. Păi practic știi ce face? Aduce Italia la nivelul celorlalte provincii. Asta exact. Face Hadrian. Exact. Adică ăsta, băi, o să ajungem, m-am prins și eu acum, ați zis, încerc să înțeleg lucrurile. E un pas înainte spre oferirea de cetățenie tuturor locuitorilor din Imperiu. Da. Dar din nou, lucrul ăsta nu e deloc apreciat de high class roman. Adică ăstora li se retează privilegiile pe care le aveau oamenii de 300, de 400 de ani, de pe vremea exact. Republicii. Și ăsta, exact. Pur și simplu, bă, ce faci? Sunt la... Deci Italia ajunsese la același nivel... din punct de vedere administrativ și juridic, aproape la același nivel ca Dacia, dacă da. Bine să credeți. Da, da. În fine, ideea este că da, stă o vreme în Roma, dar după aceea în 128 vizitează din nou Africa, după care pornește din nou în tur Grecia, Asia, Egipt și în Egipt apare acel episod cumva, acel episod de Cancan care e citat cu mare deliciu de către toată lumea, și anume moare favoritul lui Antinous, care e o chestie foarte interesantă ce se întâmplă aici și cumva m-a interesat un pic subiectul, nu neapărat pentru faptul că ăsta îl iubea atât de mult pe amantul lui, ci pentru că după ce se neacă, și apropo am mai văzut episoade cu amanți de ăștia care se neacă și nu tot în Egipt și... E posibil chiar să se nece pentru că s-au săturat să fie iubiți la nivel înalt în stilul ăsta, dar nu se știe niciodată. În fine, în cinstea lui Antinous, ăsta, Hadrian hotărăște să construiască, să pună bazele unui oraș, zice Antinopolis. Antinopolis este un oraș foarte important pentru următoarele cel puțin 5 secole, cumva rezistă până la urmă, până prin secolul 10, orașul ăsta. Orașul Antinopolis e foarte important pentru că este practic un punct de cumva de răspândire a culturii elenistice, pentru că sunt aduși greci în Egipt, dar Hadrian dă în plus o lege să le permită grecilor și egiptenilor să se căsătorească. Deci aveau voie, Antinopolis aveau voie să facă lucrul ăsta. Ceea ce, în practic, Antinopolis a fost un centru de răspândire a elenismului în Egipt, care să nu uităm, Egiptul gustase elenism doar la nivel înalt, cumva neamestecat cu populația. Și atunci exista încă distanța asta, de asta trebuie să dea genul ăsta de legi. Bine, amantul lui este zeificat, este venerat ca formă sau zeitate a lui Osiris, deci este Osiris Antinous, și în acest oraș se menține cultul lui nu știu câte sute de ani, în fine. Da, noi știm despre sincretismul ăsta, am mai povestit despre el, inclusiv Serapis. Serapis, zeitatea în care credea ăsta, Acornion, din Dionisopolis, de pe vremea lui Burebista. Și știm tot așa ce a făcut ăsta Ptolemeu. Ptolemeu a încercat să bage cu forța în panteonul egiptean tot felul de divinități grecești. Ei. Și să facă combinații din astea de trei luate câte două. Ce face Hadrian? Pe lângă faptul, cum ai spus și tu, eu am numărat vreo 14-15 ani de plimbări. Din 21 de ani cât conduce el, mai mult de două treimi se plimbă. Este împăratul călător, dacă vreți să-i spunem, putem să-i spunem așa. Dar nu doar asta, se plimbă, acordă tot felul de, nu știu, face o donație, sponsorizează o construcție. Bă, se implică, mi se pare cel mai organic împărat care chiar încearcă să-i ajute pe supuși, pe cuvântul meu. Știu că par dobitoc acum, dar... Și ce mai facem cu o chestie? Bă, se îmbibă cu istorie la greu.
vizitează, deci haideți să vă spun doar vreo 3-4 exemple, vizitează Granicus, locul primei bătălii dintre Alexandru cel Mare și Persani. Vizitează locul unde s-a bătut la Spartanul Epaminon, dar de a bătut pe Tebani. Vizitează mormântul lui Pompei și cumva îl face mai frumos așa. Vizitează piramidele, biblioteca din Alexandria, Luxorul, Carnacul, tot se duce. Omul se duce de la zidul lui Adrian până la cataractele Nilului. Se duce din Dacia până în asta, Hispania Betica. Se duce din Mauritania până, pentru că atunci când el vine din Partia, se duce și pe lângă Iberi, pe acolo trece prin nordul litoralului Mării Negre și vizitează Sinope, Cizicus și cumva e ales el protector al Bitiniei. Își vizitează toate provinciile. Niciun împărat n-a mai făcut chestia asta până acum, nici chiar Octavian. Deci pasiunea lui, interesul pe care îl arată, bă, supușilor până la urmă, mie mi se pare supranatural. Adică să-l văd, dacă l-aș vedea eu pe Iohannis, că în fiecare zi e într-un, nu știu, bă, să-i ajute merge pe Sinistrați. Da, îi ajută pe Sinistrați. Se duce, nu știu, bă, și dacă se duce cu schiuri, e foarte bine să-și schieze, nimeni nu interzice. Dar bă, să fie frate popular, să inspire pe oamenii ăia, să fie liantul ăla între clase, să nu ne simțim așa de izbeliște. Asta nu înseamnă că mă refer acum la un tătuc. Nu, Doamne ferește. Putem să ne descurcăm de capul nostru singurei. Dar asta este o dovadă clară că bă, îți iubești populația, poporul care te-a ales. Nu poți să fii așa super dezinteresat, să-ți vezi doar confortul propriu și să te doară la bască de toți ceilalți. E inuman, e urât. Da, da. Clar, nu. Sunt foarte de acord cu tine și într-adevăr chestia asta îl face pe Adrian să arate un pic altfel. Pentru că dacă rămânea doar în Roma și mai elimina câte un inamic, n-ar fi fost cu nimic deosebit față de ce mai fusese până atunci, știi? De asta, într-adevăr, Adrian rămâne totuși cu o imagine pozitivă, chiar dacă, de exemplu, istoria Augusta e destul de, destul de agresivă față de Adrian. Cumva nu este foarte încântat autorul istoriei Augusta de realizările lui Adrian. Și în general, să zicem așa, că nu are parte de cele mai băgulitoare prezentări. Dar, într-adevăr, sunt niște realizări. Practic, Adrian este primul care, și mă scuzați că nu-i zic Hadrian, că mi-e foarte greu, îi zic Adrian. Adrian e genul de om care își dă seama că are de condus un imperiu, nu un oraș. Și treaba asta e foarte important. Înainte de episodul morții lui, poate ar trebui să vorbim un pic și am foarte, foarte pe scurt o să povestesc despre războiul evreilor, nu cu evrei. Nu o să intru în detaliu, dacă ești de acord cu mine, Sergiu. Bă, da, pentru că oricum ne-am lungit și cred că mai avem la partea de concluzii. Aș vrea un pic să vorbesc despre războiul evreilor, pentru că în imaginea asta mai mare au totuși un rol destul de important lucrurile care se întâmplă acum. În 132, evreii se revoltă pentru că, deci cel puțin acesta e motivul din care izbucnește treaba asta, pentru că Hadrian ar fi abolit circumcizia, văzută de heleniști ca mutilație. E foarte probabil ca Hadrian să nu fi avut în vedere fix circumcizia, ci probabil că legile lui se refereau la castrarea sclavilor de către stăpâni, la mutilarea genitală pe care o făceau pentru, de exemplu, dacă vrei să ai un paznic la fetele tale, l-ai fi preferat să nu aibă capacitatea de a participa la un viol, ca să o punem pe dreapta. Îl transforma în eunuc, ce să mai tura bă? Îi transforma în eunuc. Practic, contra acestei mișcări, cel mai probabil se întindea această lege. Însă, cumva, probabil în sistemul legal de atunci, evreii s-au simțit cumva vizați și au început să se revolte. O altă sursă a războiului ar putea să fie faptul că Adrian plănuiește reconstrucția Ierusalimului ca și colonie romană. Revolta
îl surprinde pe Adrian, nu se așteaptă la ea și pierde cumva vreo 4.000 de soldați care sunt prinși în Iudea și în Palestina în general și cumva nu mai scapă cu viața. Da, în 3 ani, îi ia 3 ani să oprească revolta. Omoară, deci astea sunt cifrele parcă date de Cassius Dio. Zice așa, omoară 580.000 de evrei, 50 de orașe fortificate și 985 de sate sunt rase de pe fața pământului. Un număr mare de evrei au fost luați sclavi. Cetatea Beitar, scuze, si. Mai ții minte ce spuneam episodul trecut la războiul Kitos? Că da. nu știu în ce măsură, nu știu în ce mod vor fi capabili romanii să răspundă la masacrele alea evreiești din perioada aia. Dacă erau vehiculate tot așa niște numere monstruoase, tot peste jumătate de milion, ei bine, uite că au găsit. Au ucis și ei la fel de mulți evrei, pentru că asta era paradigma atunci. Omorai sau erai omorât. De aia eu acum o să ajungem până la urmă la niște concluzii. Nu o să mă refer la cât de bun sau cât de rău ia Hadrian. După aia ne întoarcem, scuze, doar digresiunea asta vreau să o fac. Deci, înainte să fii acuzat că ai ucis pe cineva, un senator, întreabă-te ce ai fi făcut tu. Eu sunt convins că fiecare dintre noi ar proceda la fel dacă ar simți că viața noastră ne este pusă în pericol. Eu cred că nici măcar nu am simțit că am făcut o faptă rea ucigându-i pe cei care vor să ne omoare. Deci vă spun încă o dată, Hadrian, că a ucis și din nou acum văd cu totul altfel lucrurile. Tiberius, dacă nu-i omora pe ăia la vremea, are ăsta, are Silianu, are Ștefan Silianu o replică foarte faină în Vlad Țepeș. Nu v-au tăiat când a fost cazul sau ceva de genul ăsta, se referea la boieri. Bă, dacă nu îi omori pe ăia când e cazul, știu că sună foarte dur, dar aia, ăla era status quo acolo, ești tu omorât de ei. Păi dacă Hadrian nu făcea faptele astea rele între ghilimele, că e rău să ucizi, evident, spune și porunca biblică, dar dacă nu-i asasina pe senatori, bă, ar fi fost el cel asasinat. Cum a pățit Nero, cum a pățit Caligula, cum au pățit Domitian? Posibil, probabil, foarte probabil. Probabil. Nu zic nu. Dar sunt foarte de acord cu tine. Așa, să terminăm cu evrei, pentru că și eu am o concluzie care se leagă un pic de treaba asta. Și da, în fine, ajungem îndată acolo. Bun, ziceam așa, cetatea Beitar, la 10 km la sud de Ierusalim, rezistă vreme de 3 ani și jumătate a asediului. E fantastic, practic 3 ani și jumătate sub asediu să reziști, mi se pare extraordinar. Deși Hadrian își aduce mai mult de 10 legiuni din toate provinciile, le masează pe toate, și din Siria și din Egipt și de mai departe, are peste 50-60 de mii de oameni. Și vedeți voi, ca să ajungem totuși aici, bă, hai să, eu nu, v-am spus, nu sunt ăla spălat pe creier care să zică numai, mă rog, să ia pe evrei în brațe din toate pozițiile, pentru simplu fapt că eu pot să discut cu Dorin la podcastul de istorie, pot să mă întreb, pot să chestionez absolut orice masacru, nu știu, de la vesperele asiatice, la genocidul armenesc, holomodoare, pogromuri și așa mai departe. N-am voie să contest Holocaustul evreiesc, pentru că fac pușcărie. Deci așa e legea românească. Ba, ai voie, mă, nu. Nu ai voie. Dacă negi Holocaustul, discuci, faci pușcărie. Nu e adevărat. It's complicated. Na, așa am înțeles eu. Dar revenind la evrei, deci ăștia săracii, bă, nu le ajunseseră că au fost prin două robii, babiloniană, egipteană, vine și asta romană. Eu cred mai mult varianta pe care ai spus-o tu, asta cu templul lui Solomon, peste care, mă rog, pe lângă faptul că era distrus de perioada lui Titus, cumva Hadrian asta face, bă, își înfige ultimul cui în coșciugul evreilor. Adică și ăștia erau foarte mulți în afara iudeii, pentru că erau așa un neam mai de comercianți și vin, normal, cum să nu fi revoltat dacă inițial romanii sunt foarte toleranți la capitolul ăsta de credințe proprii, de bă, vedeți-vă voi de, și sunt. Deci romanii chiar sunt foarte toleranți multă vreme, chiar dacă nu pare din ce am povestit noi, dar sunt toleranți și cu creștinii și cu, credeți-mă, sunt toleranți. Mult mai toleranți decât o să fie creștinii cu alții mai încolo. Ideea e că se întâmplă, se adună, se
depun unele peste altele și tensiunea asta, eu mă mir că a trecut, dar bine, au trecut 20 de ani între Kitos War între, și războiul ăsta condus de Bar Kokhba, așa se numește liderul mesianic al evreilor, au trecut vreo 15-17 ani ca să se replenish, ca să se reculeagă ăștia, să se reîmprospăteze, exact, da, asta încerc să spun. Așa. Și v-am spus, romanii acționează conform legii talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ne-ați omorât jumătate de milion de oameni, atunci vă omorâm jumătate de milion, vă însclavagim, nu mai aveți voie. A, încă ceva. Deci pe lângă faptul că își bat joc de pur și simplu, ăsta Hadrian renumește Ierusalimul, deci orașul sfânt al evreilor nu mai există. Nu numai face chestia asta, dar și șterge numele provinciei de pe harta Romei și o redenumește Siria-Palestina. Da, da, adică își pune un oraș după numele lui, da frate, Elia Capitolina, îi aduce pe aia la sapă de lemn, cumva damnație o memorie din toate punctele de vedere și, dar, încă ceva, o face cu atâta ștaif, cu atâta cruzime, cu atâta intensitate, încât nu o să prea mai avem revolte evreiești pe viitor. Deci îi zăpăcește acum, îi zăpăcește rău de tot pe evrei și ăștia săraci acum încep încă o nouă, încă un nou mare exod, încă o pribegie. Da, diaspora, și, parcă. Da. Știu exact. În fine, și cum ziceam, aici o să-l numească pe Achila din Sinope pentru a supraveghea construcția, reconstrucția Ierusalimului în stil grecesc. Ca apropo nu-l face în stil roman. Bun, cam asta. Și încă ceva, își face un templu peste Sfânta Sfintelor. Deci își face un templu peste cel mai sacru loc al evreilor. Bă, n-ai cum să, adică da, toate ca toate, dar na. Sfidare complet. Eu știu, oamenii ăștia care trăiesc în mileniu 3 au o viziune foarte sictirită la adresa credincioșilor. Bă, lasă-mă cu Dumnezei, lasă-mă cu credințele tale. Și nouă ni s-a reproșat de multe ori, deși, mă rog, eu nu m-am apuc acum să le povestesc oamenilor credințele mele religioase, să mă bag cu pumnul în piept pentru una sau alta. Însă nu poți să îți bagi joc de credința omului la nivel de națiune. Nu, da. N-ai cum, adică așteaptă-te la chestii nașpa dacă faci asta. Da, lucrurile astea se întâmplă cumva către sfârșitul domniei lui Hadrian și tot către sfârșitul domniei, spre deosebire de Traian, Hadrian începe să reflecteze asupra planului de succesiune. Din punctul meu de vedere, e foarte posibil ca în momentul în care împărăteasa Sabina moare în 136, Hadrian să-și pună problema a succesiunii. E foarte posibil, indiferent de care a fost relația lor, că relația lor a fost execrabilă, a fost foarte rea și zicea Hadrian că ar fi divorțat de ea dacă ar fi fost un simplu cetățean. În fine, după 136 își gândește planurile de succesiune. Noi însă o să vorbim despre planurile astea de succesiune, așa cum am vorbit despre succesiune și la Traian. O să vorbim în episodul viitor despre succesiunea după Hadrian. O să fie iarăși un subiect foarte interesant. Cred că suntem la punctul în care am putea să tragem un pic linie peste ceea ce pare un împărat sângeros la început, dar este un împărat foarte temperat, zic eu, și foarte echilibrat din punct de vedere strategic, politic și militar. E suficient de temperat încât să ia niște decizii care pe termen lung sunt cele corecte, chiar dacă momentan ar putea să fie nepopulare, nu? Bă, să știi că eu am identificat, apropo la cum l-aș vedea pe Hadrian, aveam o părere mediocră despre el și acum am o părere foarte bună, foarte bună. Imperiul Roman, să știți, și noi ne raportăm așa acum la el, dar și oamenii, și împărații, Traian, Hadrian, se raportau la fel. Imperiul Roman a avut, are și va avea doi mari patriarhi, Cezar și Octavian.
Exact cum noi avem pe Traian și pe Decebal, așa și Imperiul Roman îi are pe Cezar și pe, și pe Octavian. Și de la ăștia doi mi se pare că s-au revendicat și au încercat să-și asocieze numele toți cei care, care i-au urmat. Spuneam episodul trecut și în alte episoade, care a fost idolul lui Traian până la urmă, modelul său în viață, nu doar din punct de vedere militar, da? E evident că a fost Cezar și toate acțiunile lui dovedesc asta. Ei bine, la Hadrian, din tot ce am discutat până acum, mi se pare evident că el merge pe urmele lui Octavian, nu a lui Cezar. Octavian, am zis, Octavian de după Teutoburg, e importantă mențiunea asta. Deci pe partea, gândiți-vă puțin, pe partea de politică externă ce face? Nu se extinde, e defensiv, e pașnic. Pe partea de construcții, păi să vă aduc aminte cât a construit și Octavian, și Hadrian acum, deci a mai făcut tot felul de temple, nu doar în Roma, în toate provinciile, a făcut o grămadă de construcții, și-a vizitat Imperiu, și-a vizitat Moșia mai mult decât oricare alt împărat, având în vedere că din 21 de ani, 14-15 și-a petrecut în afara Romei, fabulos, fabulos. Și cumva asta e cea mai faină chestie pe care o pot vedea eu la un principe, la un lider, asemenea lui Domitian, pentru că și la Domitian am observat chestia asta, Domitian încerca foarte mult micromanagement, el încerca să-i ajute pe ceilalți, chiar dacă nu se pricepea neapărat la domeniul ăla, dar Hadrian e cel mai influent împărat de până acum în sensul schimbării în bine a vieții supușilor. Bă, ăsta se duce, chiar le dă cadouri la ăia, nu știu, senatorii mai săraci sunt scutiți, li se dă un salariu. Adică oricum, toate donativele alea erau clar că erau făcute și din alte motive. Dar mi se pare că, băi, pasă de supușii săi, mi se pare că se duce, îi întreabă, bă, tu ești ok, aici la Smirna, vă merg bine treburile, cum merge comerțul? Ți-am spus, să stai atât de mult în afara Romei, ok, sunt multe pete de sânge pe armura lui, indiscutabil, dar vă spun, este bine că nu e sângele lui, pentru că dacă era sângele lui, nu a mai fi discutat de Hadrian atât de mult, n-ar fi trăit 21 de ani. Asta a fost, bă, asta și-a dorit el. A fost o notiță de subsol pe cariera lui Titus sau da, altcuiva. Da, adică poți să-l acuzi pe un om care zice, bă, eu nu vreau să mor, n-a vreau să te ucid pe tine decât să mă ucizi tu pe mine. E așa de rău? Bă, nu știu, nu cred că e așa de rău. Băi, nu, deci nu, e clar că sunt multe lucruri pe care suntem tentați să le judecăm prin perspectiva... Păi nu, eu încerc să gândesc cu mintea de atunci. Noastre curente. Dar, într-adevăr, atunci lucrurile arătau un pic altfel. Există acte de cruzime majoră și pentru acea epocă. Dar, într-adevăr, Hadrian nu pare să fie autorul unor acte de genul ăsta. Și atitudinea lui față de și cei patru senatori pe care i-am numit pare să fie ceva de genul, bă, dar eu n-aș fi vrut să moară, cel puțin la nivel declarativ. În fine, mi se pare foarte justă concluzia ta și mi se pare foarte interesantă. Nu cred că stă nimeni să conteste treaba asta. Eu aș adăuga o singură paralelă cu ceea ce se întâmplă acum în lume. Referitor la episodul pe care am insistat să-l introduc, chiar dacă noi am zis că nu stăm să insistăm foarte mult pe ce se întâmplă din punct de vedere militar, referitor la rezistența evreilor în perioada asta. De fapt, eu vreau să vorbesc despre altceva. Zilele trecute, sau mă rog, săptămânile trecute, s-a vorbit foarte mult despre faptul că, băi, uite, ucrainienii și președintele lor sunt niște criminali pentru că ei stau să se apere, că ordonă oamenilor să stea, să se apere și să moară acolo, să sacrifice de dragul lor, pentru că până la urmă, la valorile noastre moderne, nu sunt, din punctul nostru de vedere, sunt unii de acolo, de sus, care îi pun pe alții să moară pentru ei. Și privim așa foarte superior situația asta și ni se explică cum geopolitic ar fi trebuit să se retragă din fața rușilor și ar fi trebuit să-i lase pe ruși să câștige și așa mai departe. Ce vreau să spun este că dacă este un episod care ne demonstrează că pentru a rămâne, pentru a exista, pentru a rămâne coerent ca o națiune, ca o comunitate,
trebuie să lupți pentru valorile tale, trebuie să lupți pentru ceea ce ești și trebuie să te aperi chiar atunci când nu ai nicio șansă. Altfel nu, nu-ți meriți locul în istorie, că îți convine, că nu-ți convine. Decebal a rămas în istorie pentru că nu a pus armele în momentul în care Traian a zis: știi ce, băi, fia, hai la Roma să-ți tai capul. A rămas acolo pentru că a zis: nu fac asta, ci voi rezista până la ultimul. De asta are în mijlocul Romei o columnă și este probabil mai vizibil decât alți împărați romani. Da, deci fără un pic de rezistență, fără să crezi în valorile tale, fără să le aperi, fără să le aperi poate uneori chiar până la absurd, nu ai cum să reziști în timp ca civilizație, ca un popor. Și asta este ceea ce trebuie înțeles, că dacă vrei să rămâi, trebuie să lupți pentru ceea ce ești. No, cam asta e concluzia pe care am vrut să o aduc. Mi s-a părut foarte interesant legat de fix acest episod în care vedem ce se întâmplă cu evrei, cât de mult au de suferit, și totuși rezistența asta e ceea ce îi ține peste veacuri. Da, mi-a ridicat multe mici la fileu, aș vrea totuși să-ți dau replica, să nu se piardă ideea sau ideile. Sigur. La nivel geopolitic, și o să mai spun asta de 100.000 de ori până vă plictisiți, să știți că nu prea există, nu există bun simț, nu există onoare, nu există principii, nu există principii nobile, dreptate, adevăr și așa mai departe. Există doar dreptul celui mai puternic. Oricât de mult v-ați amăgi, oricât de mult ați încercat să evitați adevărul cel urât, oricât de greu ne-ar fi să credem, ne place să-i dominăm și să-i controlăm într-un fel sau altul pe ceilalți. Face parte din ființa noastră, vă spun, și la nivel individual și la nivel colectiv, așa au fost, adică unii vor să devină lideri și să conducă și la nivel corporatist și la nivel de popor, alții vor să fie conduși, chiar dacă nu-și dau seama. Da, ok, e un șoc, dar asta e natura umană, are mult întuneric în ea. Putem să negăm, putem să ascundem asta, așa cred eu. Și la nivel personal, o să spun acum care e viziunea. Ok, trebuie să lupți de fiecare dată când ai un agresor și are toate cauzele ilegitime din care te-a atacat, dar la nivel individual, faptul, la nivel personal, uite, al meu, vorbesc în numele meu, strict în numele meu, faptul că deciziile astea bă duc la moartea unor oameni, e o tragedie. E o tragedie cumplită, cu atât mai mult cu cât moartea e una violentă, am mai spus. Și de fapt, cauzele morții sunt ăștia pe care nu suntem noi în stare să-i numim sau îi numim. Sunt mizerabilii aflați în fruntea statului. Mai ține minte, dar chestia asta nu e doar un cuvânt frumos. Contractul ăla social cu cetățeanul de pe vremea lui Jean-Jacques Rousseau, drag doamne, care cetățean cumva era obligat, forțat, chiar dacă voia, chiar dacă nu voia, bă, să onoreze contractul ăsta. Trebuia să meargă să omoare alți oameni în numele unei construcții statale. Așa i-au zis aia de sus să facă, e o mizerie. Adică soldații ruși trebuie să se ducă să-i omoare pe alții, că așa le-au zis aia de sus. În fine, nu continui acum, dar asta vreau să spun. Binele, adevărul, dreptatea, vă spun că se alterează în anumite condiții. Și când vorbim de Hadrian, și când vorbim de zilele actuale, în anumite sisteme de valori, în anumite paradigme, dreptatea și adevărul diferă foarte mult în funcție de ce parte a baricadei ești. Și gata, am terminat. Sunt corect. Sigur că ascultătorii noștri s-au înțeles și am vrut să spun, mulți dintre noi sunt sigur că sunt mai inteligenți decât noi și, mă rog, sper că aceste definiții, Dorine, vezi tu, bă, și bine și adevărul și dreptatea mi-ar plăcea, pe care se bazează până la urmă drepturile și libertățile noastre, mi-ar plăcea să nu fie atât de alterate, indiferent de mediile de propagare. Pentru că, repet, la ce am spus și în reacția aia cu războiul din Ucraina, prima victimă a războiului este adevărul. Da. Și acum, dacă îmi permiți, aș mai vrea să spun ceva și despre Hadrian. Ok. Întâmplător chiar subiectul acestui da. Podcast. Cine ar fi crezut, exact. Da. Bă, ok, poate că acum vreau să mă refer un pic la el din punct de vedere psihanalitic. Adică mi-a fost greu să-l descifrez. V-am spus, e un pic de Tiberius. E așa mai analitic, mai visător, mai închis, mai mistic. Noi n-am povestit foarte mult de latura aia lui mistică, religioasă. Uneori e impulsiv, uneori e criminal. Dar
v-am spus, sunt foarte multe asemănări între el și Octavian. Și la Roma, din nou spun, ecuația simplă de putere, de fapt, cam peste tot, pe vremea era ucide sau vei fi ucis. Și Hadrian a trăit suficient de mult ca să nu fie ucis și să avem ce să povestim despre el. Că așa cum ai spus și tu, bă, dacă murea atunci după un an, doi, l-am fi trecut la și alții. Era la nivelul lui Otto, lui Galba, lui Vitelliu și așa mai departe. Da. Sau la aia care o să urmeze după el. Dar mi se pare că prin toate monumentele astea pe care le-a construit peste tot, nu contează că e un zid, că e un panteon, că e un zid, un templu, un arc, mi se pare, din nou, o chestie foarte importantă, că este cel mai implicat în buna conducere a Imperiului. Așa-l văd eu, nu știu, poate m-a prins într-adevăr în bubuie capul, am 44 de grade, cred, dar mi-am revenit cât de cât. Îmi place să cred că există și oameni din ăștia hands-on lab. Adică, bă, îmi dau seama că e foarte important, contează demențial de mult pentru cetățeanul, pentru supusul meu, să mă vadă lângă el. Să mă vadă că îmi suflu și eu mâinile, să mă vadă că sufăr și eu alături de el, să-mi vadă toată latura asta umană. Dacă mă cocoți într-un turn de fildeș, cum au făcut mulți și cum fac mulți lideri, în fine. Da, Hadrian într-adevăr pare un princeps în slujba poporului, în slujba Imperiului. Și treaba asta se simte. Eu însă i-am văzut o mulțime de lucruri care nu l-ar recomanda pentru poziția înaltă pe care i-a acordat-o Gibbon. În sensul că, să zicem că și mai ales pe final o să vadă că nu e. Deci mi se pare departe de un princeps ideal. Dar, pe de altă parte, are a patra cea mai lungă domnie din istoria Imperiului Roman. Și cea mai lungă domnie de la Tiberius încoace. Deci înseamnă ceva, că ceva a făcut bine. Da. Exact. No, bun, mulțumim celor care ne urmăresc. Nu uitați podcastdeistorie.ro, facebook.com/podcastdeistorie. Cei care vor să ne sprijine cu donații pot să o facă pe patreon.com/podcastdeistorie. Suntem disponibili, discutăm pe unde ne apucați. Nu vă temeți să recomandați podcastul, să-i dați note, avem și intrare pe YouTube, dacă vreți să ne lăsați comentarii pe acolo, faceți-o cu încredere. Mulțumim că sunteți alături de noi, pentru noi este întotdeauna o mare plăcere să facem lucrurile astea și pentru voi, nu numai pentru voi, dar și pentru noi. Până data viitoare, Ave Hadrian, nu? Adrianopolis, da. Adrianopolis. Salutare. Na bun. Ciao.